Bună dimineața și bine v-am găsit! Ne bucurăm ca în această dimineață să avem împreună cu noi pe Anca Drăgan. Anca Drăgan este asistent profesor la Universitatea din Berkeley. Predă robotică și ne va spune mai multe lucruri despre ce înseamnă lumea roboticii în momentul de față și despre cum să construiesc roboții. Nu am să vă spun foarte multe lucruri despre Anca, pentru că va spune chiar ea. Ceea ce vă pot spune este că recent Anca a fost desemnată de către Liga Studenților Români în Străinătate, studenta anului, pe 2016. Bună dimineața, Anca, și bine te-am găsit! Bună dimineața, bună seara aici, eu vă urmez în California, unde este încă vineri seară. România este înaintea Californiei, mereu. Da, ce să vă zic, mulțumesc de introducere, mulțumesc pentru invitație. Cei din audiență, vă rog să puneți întrebări la orice moment și să mă întrerupeți la orice moment. Mi-aș dori să fie o sesiune mai interactivă, nu să mă aud eu vorbind tot timpul. Marian m-a rugat să vă povestesc un pic despre mine, despre traiectoria mea și după aia am pregătit și eu o mică prezentare foarte high level așa despre robotică. Înainte să vorbesc despre mine, trebuie să vă avertizez un pic pentru că asta este prima mea prezentare oarecum științifică, semi-științifică în limba română. Deci foarte multe dintre cuvinte o să fie cât se poate de greșite și vă rog să mă iertați pentru asta. Am vorbit în limba română despre robotică niciodată până acum. Dar ne descurcăm. Îmi face mare bucurie că Colegiul Național Nicolae Băcescu este alături de noi, este alături acolo acasă, la Brăila. De acolo a pornit totul. Domnul și doamna Arici au fost profesorii mei de fizică și de informatică. Aflați acolo în sală și le mulțumesc mult pentru tot ce au făcut și tot ce m-au învățat. Mi-aș fi dorit, domnul Ariș, să fi învățat mai mult la fizică, pentru că acum, iată că am nevoie de fizică destul de mult în ceea ce fac. Dar m-am ținut mai mult de matematică și informatică, ceea ce cred și asta mi-a prins foarte bine. Da, am început la Colegiul Național Nicolae Băcescu în Brăila. Înainte de asta am fost pentru gimnaziu am fost tot la Colegiul Național Nicolae Băcescu în Brăila și atunci am pornit cu Olimpiadul de Matematică și cu Info-Educație. Am înțeles că domnul Emil Onea se află și el prin audiență undeva? Da? Da, Nu? și domnul Emilone este în audiență, da. Da, deci am fost la Info-Educație prin clasa a șaptea și m-am îndrăgostit și mai mult de informatică. Am fost foarte pasionată de informatică, probabil pentru că îmi plăcea matematica și informatica era un mod de a pune matematica în practică. La momentul ăla, în gimnaziu și la începutul liceului, credeam că o să urmez calea părinților mei și o să mă duc la Politehnică. Și credeam că, în cel mai bun caz, dacă o să intru la Politehnică, mă gândeam, o să mă duc la Politehnică și o să învăț în automatică, informatică, mă rog, și o să devin programator în București. La un moment dat mi-am dat seama că s-ar putea să fac, aș putea face și altceva. Și, de fapt, a fost Nicole Becheanu, altă profesoară de fizică, de fapt. Fizica a fost mereu alături de mine. Altă profesoară de fizică din Brăila, care mi-a spus, ei, de ce nu-ți dai sfaturile și încerci să aplici în străinătate? Și, într-un final, i-am ascultat sfatul și asta am făcut. Și am plecat la facultate în Germania, ceea ce se numea atunci International University Bremen. Și acum se numește Jacobs University Bremen, este undeva în nordul Germaniei, universitate internațională. Universitate foarte faină, cu oameni din 100 și ceva de țări, mai mulți români decât germani, spre exemplu, acolo. Și ar fi greu, cred, să compar Politehnica cu universitățile din afară, pentru că n-am fost niciodată la Politehnică, deci nu pot să mă exprim. Unul dintre lucrurile pe care le-am auzit de la colegii mei este că, într-adevăr, noi, în sistemul de afară, în oarecum sistemul, universitatea asta a fost pe sistem american, deci oarecum sistemul de afară sau sistemul american a fost un sistem în care
profesori universitari ne știau bine, ne știau pe nume, făceam cercetare cu ei și ne implicam în cercetare destul de devreme. Și ne trimiteau ne ajutau să găsim internship-uri pe perioada verii în ce voiam noi, pentru mine a fost tot în cercetare. Și asta a fost un lucru foarte bun. Alt lucru foarte bun a fost când am putut să ne alegem cursurile singure, adică să ne creăm propria traiectorie. Și asta cred că a fost un alt avantaj. Și multe, oarecum multă teorie, dar și multe proiecte practice care pun în aplicare ceea ce fac și asta mi-a plăcut. La un moment dat, poate la sfârșitul liceului, am citit o carte de inteligență artificială scrisă de Stuart Russell și Peter Norvig. O recomand cu mare plăcere, este folosită la universitățile de top în lume în predarea inteligenței artificiale, se numește Artificial Intelligence, a Modern Approach. Deci vă recomand pe toți care sunteți pasionați oarecum de inteligență artificială, robotică sau informatică în mod larg. El este pisica mea, mutanul meu, care ține să vină în poală, trebuie să-l iertați. Da, o recomand cartea asta cu mare bucurie. Am citit-o, am început să o citesc de fapt, am putut să înțeleg în clasa a 12-a și mi-am dat seama că domeniul ăsta este incredibil de fascinant și nu știu exact să vă zic ce anume m-a fascinat la el. Poate că este o problemă foarte, foarte dificilă. Dar am citit cartea asta și mi-am dat seama că nu trebuie să fii programator, nu trebuie să implementezi algoritmii pe care i-au descoperit alți oameni. Aș putea oarecum să în loc ca munca mea să fie în descoperirea algoritmilor pe care nu-i știm deocamdată pentru a rezolva probleme noi. Și asta m-a fascinat mult, așa că am început să mă implic în cercetare destul de devreme. Deci asta s-a întâmplat în Bremen. Pe lângă asta mi-am făcut niște prieteni deosebiți cu care încă țin legătura și încă ne mai întâlnim peste tot prin lume. După Bremen am aplicat la grad school, deci pentru doctorate, pentru că știu că vreau să fac cercetare și ăsta este modul în care continui să fac cercetare. Și nu știam încă că o să vreau să fac cercetare în robotică neapărat. Am aplicat la școlile din informatică de top din state și din Europa. Și am încercat tare greu, a fost tare greu să mă decid între Universitatea Oxford din Anglia și Universitatea Carnegie Mellon din state. La momentul ăla, Carnegie Mellon, acum poate încă și acum, Carnegie Mellon este o universitate pe care în România nu s-a auzit prea mult de ea, iar Oxford, știam de Universitatea Oxford de când eram în creșă, că oarecum toți auzim de Oxford, este un nume. Și părinții mei se gândeau oare de ce am eu dubii legate de unde vreau să merg. Numai că Universitatea Carnegie Mellon este una dintre universitățile top în informatică în lume și clasată mult mai sus decât Universitatea Oxford. Și are un departament de robotică care mi s-a părut o idee tare bună să fac inteligența artificială aplicată într-un mod fizic. Un pic de context despre sistemul de învățământ din state. Universitățile sunt foarte bune în state. Deci sunt foarte multe, deci sunt și unele bune și unele nu prea bune, bineînțeles. În domeniu sunt multe tipuri de clasamente, probabil că ați auzit de Ivy League, care este un grup de 8 universități clasate în top pentru facultate și după aia se fac și topuri pentru doctorate, pentru cercetare. Și topurile pentru doctorate, pentru cercetare, dacă te uiți în informatică, sunt 4 universități care sunt cu mult în fața tuturor. Sunt 4 universități clasate pe numărul 1 de 10-20 de ani și clasamentul ăsta nu s-a schimbat, deși este adaptat în fiecare an, același universități ajung în top și ele sunt în nicio anumită ordine, MIT, Carnegie Mellon, Berkeley și Stanford. Probabil de MIT ați auzit? Da, nu? Să știți că vă văd prin webcam, deci puteți să dați din cap din când în când sau să ziceți nu, m-ar ajuta mult, mulțumesc. De MIT cred că ați auzit, de Carnegie Mellon e un pic mai necunoscută, Berkeley e oarecum și Stanford cred că și de asta ați auzit. Astea sunt cele 4 universități mari din informatică din state, cel puțin. Bun, am avut doctorat în robotică la Carnegie Mellon.
o să vorbesc un pic în timpul, în timpul prezentării, în timpul slide-urilor despre teza mea de doctorat. Am inclus două slide-uri legate de teza mea de doctorat. Am stat 6 ani, doctoratul în state durează ceva vreme. Și după 5 ani, cum ar veni, am aplicat pentru poziții de profesor în universitățile. Am ales primele cam 20 de universități. Și ar trebui să explic un pic, cred, și cum funcționează treaba asta cu ce înseamnă să fii profesor și care este procesul, cum ar veni de a deveni profesor, de a aplica pentru a deveni profesor în state, pentru că este foarte, foarte diferit, într-adevăr, de procesul din România. De fapt, când zic că sunt profesor în România, lumea nu mă crede, pentru că în România ar trebui să trec prin 5 ranguri de asistent universitar, lector, conferențiar și așa mai departe, până când se apuc să fiu titularul cursurilor și să îndrum doctorate. Iar asta nu e un concept care există în Statele Unite. În Statele Unite poți să ai responsabilitățile astea ca profesor din încă imediat după terminarea doctoratului. De obicei se face un postdoctorat sau chiar mai multe. Asta nu este un lucru necesar, dar foarte mulți aplicanți fac asta pentru a deveni mai competitiv, nu? Pentru că cu cât faci mai mult, cu cât publici mai mult, cu cât te știe lumea mai bine în conferințe, cu atât ai șanse mai mari când aplici pentru locurile astea de muncă. Bun, deci am aplicat după doctorat am aplicat, sau cam la sfârșitul doctoratului, cum ar veni, am aplicat la universități pentru poziții de profesor și am avut un mare noroc, ăsta a fost pentru mine anul 2015, care a început așa în forță cu interviuri pe la toate universitățile astea. Interviurile sunt, și ăsta e un proces interesant, interviurile durează la fiecare universitate 2 zile, în care partea principală este ceea ce se numește un job talk, adică o prezentare de o oră despre cercetarea ta, dar în rest sunt 20 ceva de ședințe, se cheamă one-on-one meetings, de ședințe cu aproape fiecare din profesorii din departament. Asta s-a întâmplat pentru mine începând din ianuarie anul trecut până în, aș vrea să zic, aprilie. După aia, la sfârșitul aprilie, am știut de la toate universitățile și am avut mare noroc pentru că am avut oferte de la toate și m-am încercat să mă decid unde să mă duc și în final am agonizat mult între decizia între Stanford și Berkeley și am ales să vin la Berkeley. Am terminat doctoratul pe 30 iunie și am început la Berkeley pe 1 iulie. Iar la Berkeley acum, ca să vă zic un pic despre ce fac, o misconcepție, misconception, cum să-ți mai ajute cineva, cred că aveți toți microfoanele pornite, cum să trece misconception? Nimeni? Nu? Ok. Cred că Roxana încearcă să-și pornească microfonul, da? Nu este chiar atât de important, dar ce cred oamenii când... auzi ceva de la Roxana. Preconcepție. Preconcepție, mulțumesc. Da, mai am lucrat din astea, pentru că trebuie să vă gândiți că n-am mai vorbit româna ca limbă principală de la 19 ani. Ca întotdeauna, la 19 ani a fost limbă secundară și mai fac greșeli de astea. Și în România și în state, când lumea află că sunt profesor la universitate, mă întreabă ce predau. Și într-adevăr predau. Și într-adevăr ăsta este un lucru important, dar un lucru și mai important este cercetarea. Asta nu este neapărat la fel la toate universitățile, dar universitățile de
de top în orice domeniu. Nu angajează oamenii pentru a preda, angajează oamenii pentru a duce cercetarea din ce în ce mai departe. Deci ăsta este rolul meu în universitate. Deci conduc un laborator de cercetare care se numește Interactive Autonomy and Collaborative Technology. Este un laborator în robotică și în special în varia mea de robotică, care se cheamă Human Robot Interaction. Mă ocupam de cum pot robotii să interacționeze cu oameni. Pe lângă asta predau și, și pot să împărtășesc un pic din ce am predat până acum. Semestrul trecut am predat un curs în area mea de cercetare, un curs pentru doctoranți, pe care au fost numai doctoranți în sfârșit și studenți din facultate. Cursul s-a numit Algorithmic Human Robot Interaction. Iar semestrul ăsta predau inteligența artificială. Și tipul care scrisese cartea, vă spuneam de o carte de inteligență artificială, îmi place tare mult factoidul ăsta. Cei doi care au scris cartea se numesc Peter Norvig și Stuart Russell. Peter Norvig este Head of Research la Google și l-am cunoscut la un moment dat și i-am spus că în cartea de inteligență artificială a inclus o hartă greșită a României. Celălalt este Stuart Russell, care este unul dintre colegii mei aici în departament. Și o să, pe lângă cursul de inteligență artificială, o să predăm un curs împreună semestrul ăsta, tot pentru doctoranți, un fel de curs mai avansat, despre un pic despre etică în inteligența artificială. Deci cam asta mă ocup. Zi de zi, chestia pe care o fac cel mai mult este că mă întâlnesc cu doctoranți și nu sunt în apartamentul meu, nu sunt la universitate, că v-aș arăta whiteboard-urile cu pline de matematică. Asta este chestia principală pe care o facem, după care când eram eu doctorant, mă duceam și o implementam, dar și cream algoritmi și implementam algoritmi și testam pe robot. Acum mai nou se ocupă doctoranți de treaba asta, eu nu mai îndrum și ajung cu partea de trie mai mult. Și scriem articole științifice, adică asta este principalul mod de a comunica rezultatele științifice audienței științifice. Sunt câteva conferințe de top în robotică la care ne ducem și sunt câteva jurnale în diferite arii de cercetare, au diferite norme legate de când publici în jurnale, când publici în conferințe. Informatica, în particular, este un domeniu în care conferințele sunt evaluate mai sus decât jurnale. Oricum, cam asta este povestea vieții Ancăi. Pot să vă povestesc un pic și despre robotică și ce înseamnă robotica. Ia să vedem. Trebuie să-mi ziceți dacă vedeți slide deck-ul. Da? Se vede? Da, se vede. Ok. Se vede bine sau este acoperit de asta GoToWebinar Control Panel? Nu, se vede bine. Bun, deci Marian m-a rugat să vorbesc despre robotica astăzi. Și când ne gândim la robotică, nu, ne gândim la în principal la filmele sci-fi, care ne arată un anumit tip de robotică. Foarte mult din roboți, fie Terminator, fie iRobot, fie orice alt film, arată într-un mod umanoid, humanoid. Și asta, într-adevăr, este un tip de robot care există în lumea reală. Aici îl vedeți pe Atlas. Atlas a fost un robot folosit într-o competiție internațională organizată de DARPA, asta e Defense Agency în Statele Unite. Robotica este destul de mult finanțată în Statele Unite de departamentul de partea militară, ceea ce mie nu-mi place neapărat foarte mult, dar putem comenta despre asta în perioada întrebărilor. Oricum, DARPA a organizat o competiție pentru cercetarea în robotică în care cu umanoidul ăsta Atlas,
cum vedeți, are două brațe, două picioare și un cap, deci un minim umanoid. Competiția a fost într-un scenariu de nuclear disaster response, a fost inspirat despre ce s-a întâmplat la Fukushima și de cum trimiți roboți într-un anumit dezastru să asiste și să nu mai expui oamenii la radiații. Și asta a fost ideea originală. Bineînțeles că state of the art în robotică nu este suficient de avansat încât să poți să faci asta într-un mod realist, așa că facem mici pași, baby steps. Și primul pas a fost competiția asta unde au făcut anumite probe care ar emula lucruri pe care ar trebui să le facă un robot în acest scenariu de disaster response. Aici este una dintre probe unde robotul nu trebuie să facă decât să întoarcă o valvă, o roată. Și celelalte probe au fost cum ar veni similare cu asta. Deci, se face cercetare în roboți umanoizi. Există roboți umanoizi care sunt oarecum similari celor care îi vedem în filme, dar bineînțeles ca și capabilitate mult mai avem multe de făcut. Sunt roboți umanoizi, majoritatea nu arată ca cei din filme, majoritatea arată oarecum mai user-friendly. Au tot o formă umanoidă, dar nu neapărat o aparență, la fel ca cea din filme. Aici îmi vedeți un robot făcut de Honda, care se cheamă Afimu, și un robot făcut de Aldebaran, care se cheamă Nao, care este folosit destul de mult în laboratoare. Ce vreau să vă spun este că un tip de robot de care nu se aude foarte mult în public, este acest tip de robot, se cheamă Mobile Manipulator. Este ca un umanoid, numai că nu are picioare, nu? În schimb, are roți. Și asta este dintr-un mod foarte practic, cum o să vedem în vreme. Este destul de complicat să manipulezi, să faci manipulare, să manipulezi obiecte fizice, așa că nu trebuie să ne adăugăm și complicarea de a avea și picioare și a face balanț. Deci, din punct de vedere a convenienței, bineînțeles, pierdem anumite lucruri, dar și câștigăm când punem roboții pe roți, pentru că avem o problemă minus. Robotul din dreapta se cheamă Curb, ăsta a fost robotul cu care am lucrat eu pe perioada doctoratului, are două brațe, este pe o platformă Segway și are un cap care poate să facă pan and tilt. Robotul din dreapta este, se cheamă PR2, Personal Robot 2, e făcut de o companie din Entourage și ăsta este foarte popular găsit în internet. Cred că foarte mulți dintre voi ați auzit de un mobile manipulator, Curiosity, roverul de pe Marte, făcut de Jet Propulsion Laboratory, JPL, care se află în Universitatea Caltech. Robotul ăsta este de asemenea un mobile manipulator, are un braț pe care poate să-l folosească și are roți, dar nu are o formă la fel de umanoidă. Ce vreau să vă atrag atenția este că foarte mulți dintre roboți nici măcar nu numai că nu sunt în forma asta antropomorfică, dar nici măcar nu sunt neapărat mobili. Aici sunt două exemple. În stânga, un robot de la compania Kinova, care face roboți care se atașează pe cărucioare cu rotile pentru a ajuta persoane cu disabilități fizice, cu motor impairment. În dreapta, un robot industrial, pe care îl găsiți în fabrici, care este folosit destul de mult în asamblarea mașinilor. Și deci, astea sunt numai brațe robotice și nu există elementul mobil neapărat. Un alt exemplu este Da Vinci. Da Vinci este făcut de Intuitive Surgical și este un robot pentru operații medicale, pentru chirurgie.
Și acum mergem mai departe și nici măcar nu trebuie neapărat să manipulăm lumea fizică. Da? Dacă ne gândim la Da Vinci, manipulează țesutul uman, dacă ne gândim la robotul din fabrică, manipulează părți din fabrică, dacă ne gândim la brațul de la Chinova care merge pe căruciorul de rotine, manipulează obiecte de zi cu zi, îi aduce cuiva un pahar cu apă. Sunt foarte, foarte mulți roboți, sunt numai roboți mobili care n-au partea de manipulare. Roboții aceștia sunt de la compania Ping și sunt folosiți în telepresence. Da, sunt folosiți în telepresence și o să vă zic un pic mai mult despre asta un pic mai încolo. Deci ăsta este un robot care dacă nu poți ajungi, dacă ești acasă și nu poți ajungi la liceu la ore, poți să operezi un robot din ăsta remotely de acasă și să participi în curs. Folosesc foarte mult oamenii care lucrează în companii care sunt împărțite pe peste tot prin lume sau care locuiesc în San Francisco, dar lucrează pentru companie din Las Vegas sau din Los Angeles sau, mă rog. Se cheamă telecommuting, când nu te duci fizic la muncă, dar te duci cu telepresence la muncă. Alți roboți mobili sunt roboții de la compania Kinova. Kiva Systems. Compania Kiva Systems a fost achiziționată de nu prea multă vreme de Amazon și roboții ăștia sunt folosiți pentru a transporta diverse lucruri iarăși îmi scapă cuvântul în română, la Amazon, în spațiul lor de depozitare. Și bineînțeles, iRobot face Roomba și sunt foarte mulți, foarte mulți alți asemenea roboți pentru acasă care dau cu aspiratorul, ceea ce este foarte convenabil. Da, și nu în ultimul rând, poate mulți dintre voi știți deja asta, autonomous driving, deci mașinile autonome devin din ce în ce mai populare sau încep să fie realitate și Google este una dintre companiile care se află în prim plan în domeniul ăsta și considerăm și ăsta un robot pentru că, de ce o considerăm un robot? Pentru că simte, are senzori care percep lumea fizică, lumea reală și ia acțiuni relativ la asta. E o paradigmă care se cheamă Sense, Plan, Act, care definește foarte mult din robotică. Sensing, Planning, Acting. Bun, deci ăștia au fost, am încercat să pun pe un singur slide roboții despre care am vorbit până acum. Și vreau să vă atrag atenția la un lucru. Le-am grupat roboții de sus și roboții de jos. Roboții de sus sunt roboți comerciali, sunt folosiți de oameni în viața reală sau aproape. Roboții de jos sunt roboți care se află numai în laborator. Vreau să vă întreb pe voi și vă rog să vă porniți microfoanele, care este diferența dintre ei, dintre grupul de sus și grupul de jos? Okay. Dacă s-ar putea, am putea intra în legătură cu Plush Makers, cu Oksana. Da. Na, așa. Ia ziceți-mi ce de Plush Makers. Idei, care este diferența dintre roboții de sus și roboții de jos? Roboții de jos au sau vrem să aibă o personalitate? Da, da, poate. Roboții de sus sunt folosiți pentru industrie, iar cei de jos pentru persoane. Da, sunt nu neapărat pentru persoane, dar diferența principală este că sunt folosiți, sunt deja comerciali, da? Copii cumpe, pe majoritatea, Google aproape, dar sunt anumite mașini autonome, semi-autonome, cum ar fi Tesla, pe care pot fi să le cumpere astăzi. Roboții de jos nu o să-i cumperi pentru ceva vreme.
Adică o să-i cumperi pentru un laborator de cercetare, dar nu o să-i cumperi ca end user. Și dacă ne uităm atent, roboții de jos sunt toți roboți care trebuie să facă manipulation. Unii dintre ei și locomotion, unii dintre ei doar manipulation, dar trebuie să manipuleze lumea reală. Roboții de sus sunt ori roboți mobili, care nu manipulează, sau sunt roboți teleghidați. O singură excepție este robotul din dreapta sus, care este robotul folosit în fabrici, care este autonom și manipulează, numai că există un alt aspect al trebuie să ia, și anume că robotul care este în fabrică face același lucru de fiecare dată. Și nu prea numim asta autonomie, pentru că nu își ia decizii singuri despre ce să facă, nu mai repetă o anumită mișcare preprogramată. Ok? Deci, ca robotica AIS, ce vedem este că navigarea este o problemă, nu o să-i spun rezolvată deja, încă există anumite lucruri care sunt grele, numai că navigarea este ceva ce putem să avem în roboți comerciali pe care putem să-i cumpărăm. Iar manipularea, nu, manipularea nu, roboții de obicei să-i teleghidăm sau să-i preprogramăm să facă o anumită mișcare. Iar roboții de jos trebuie să facă manipulare și vorbeam despre ei un pic, dar sunt roboți, după cum a precizat cineva, cel puțin trei dintre ei se cam numesc personal robots, deci sunt roboți care chiar sunt folosiți de oameni de zi cu zi. Așa că asta necesită o manipulare a lumii fizice în environments, în lumi care sunt nestructurate, nu? Într-un fel arată o fabrică și în alt fel arată apartamentul meu, care nici nu vi-l arăt acum cât de dezordonat e. Nu putem în cadrul roboților care trebuie să se descurce în casele oamenilor, chiar și în spitale, oriunde altundeva decât în fabrici care sunt structurate pentru roboți. Toți roboții ăștia trebuie să se bazeze pe niște mișcări preplanificate pe care le repetă, trebuie să aibă autonomie și trebuie să își planifice singur ce să facă. Și când vine vorba de navigație, asta e un lucru pe care știm să-l facem, când vine vorba de manipulare, este mai greu. Bun, încă un mit legat de robotică este că robotica este despre hardware, despre lumea mă întreabă și chiar și Mariana avea o întrebare pentru la sfârșit. Câți roboți am construit sau ce roboți construiesc sau cum construiesc roboți sau și așa mai departe, variații pe întrebarea asta. Partea de hardware, partea de mecanică, nu reprezintă probabil vreo, nu știu cât să zic, vreo 50% din cercetarea în robotică. Într-adevăr, se face cercetare pe partea de mecanică și sunt cercetători care chiar construiesc roboți. Numai că nu construiesc roboți de tipul roboților pe care i-am văzut până acum. Cercetarea mecanică pe partea de construire a roboților are ceva de genul ăsta. Ei sunt aici doi colegi, Mark Kutowski de la Stanford și Sangbae Kim de la MIT, cu robotul lor care este ca un gecko. Deci ei fac mechanical engineering și să gândesc cum să realizeze un material pentru robot ca să poată fi adeziv pe suprafețele astea verticale și adăpușă-vă button să se poată elibera. Se fac cercetare în ceva ce se numește soft robotics și soft robotics înseamnă, dacă ați văzut filmul recent de la Disney, Hero, este Baymax, este un robot așa mai chubby și mai arată așa gonflabil. Asta este inspirat de un robot care se construiește la Carnegie Mellon de un coleg, Chris Atkinson se cheamă.
Profesorul și doctorandul se cheamă Siddharth Sanand și ei fac un robot de ăsta gonflabil. De ce gonflabil? De ce soft robotics? Pentru că vrem ca roboții ăștia să aibă grijă de oameni și eventual aș vrea ca atunci când îmbătrânește bunica să aibă un robot ăsta, un vis foarte departe, poate nu bunica mea, poate bunica copiilor sau poate pentru mine când o să fiu eu bătrână. Am vrea roboți să aibă grijă de noi și dacă avem roboți să aibă grijă de noi, trebuie să interacționeze fizic cu corpul nostru și dacă ne gândim la 400 de kilograme de metal care să interacționeze cu corpul nostru, parcă nu este chiar bine, nu? Și pentru a avea o interacțiune fizică cu corpul uman mai sigură, atunci ne gândim la soft robotics ca o alternativă a metalului. Oricum, deci asta e treaba cu pe partea de hardware, să face cercetare robotică pe partea de hardware în departamentul de inginerie mecanică. După cum vă spuneam, eu nu sunt într-un departament de inginerie mecanică, sunt într-un departament de informatică. Și asta e pentru că 90% din cercetarea în robotică este în partea de hardware, este în partea de inteligență, este în partea de algoritm pe care îi implementăm pe robot, care îi dau robotului metode pentru a observa lumea și a lua acțiuni în lume. Și sunt câteva probleme, după cum deja am povestit un pic, nu? Sunt problema de navigation, de navigație, de a te mișca într-un plan. Asta este problema pe care o au toți ăștia, toți roboții, mai toți roboții pe care i-am văzut în afară de brațele robotice care sunt deja atașate la o suprafață fixă. Și ăștia sunt folosiți foarte mult acum. Mașinile autonome fac parte din problema asta de navigation. După aia avem locomotion, care e mai complicat, pentru că dacă nu avem roci, avem picioare, trebuie să ne păstrăm balanța, nu? Și putem să pășim pe un... Dacă podeaua este complet plată, fără niciun defect, putem să pășim. Dacă avem anumite denivelări, chiar și ele fiind foarte mici, același set de acțiuni, aceeași mișcare, o să rezulte în robotul care o să cadă și o să se strice. Deci problema locomoției este o problemă destul de mare, cum îi spuneam noi, open research problem. Nu avem încă o soluție de suficient de bună. Dacă vreți să vă distrați, și asta vă rog să vă notați și să vă uitați după aia, căutați pe YouTube. Vă vorbeam de DARPA Robotics Challenge. Căutați pe YouTube DARPA Robotics Challenge Robots Falling Down. Robots Falling Down este o compilație de ce s-a întâmplat cu toți unuizii ăștia care au trebuit să se miște de câteva ori pe o podea plată, câteva ori să urce scări sau printr-un teren un pic mai accidentat și nu accidentat într-un mod foarte realistic, nu accidentat într-un mod în care așa ar fi într-un dezastru nuclear. Deci oricum mult mai structurat, dar și asta este încă foarte, foarte dificil. Avem o glumă în robotică și anume dacă ți-e frică de robotic apocalypse, de apocalipsa robotică, urcă niște scări și o să fie ok, pentru că încă nu știm cum să urcăm scări într-un mod robust. Una dintre problemele mele favorite este manipularea. Da, și am vorbit un pic de manipulare, e cum îți folosești brațele și mâinile pentru a interacționa și nu neapărat asta, ci și corpul pentru a interacționa cu obiecte. De ce este asta important? E important pentru că dacă vrem să ajutăm oameni în orice tip de aplicație, fie în chirurgie, fie pentru persoane cu disabilități, fie în viața de zi cu zi, trebuie să putem să nu ne mișcăm numai pe noi, ci ca roboți, ci să și putem să avem efecte asupra lumii fizice, nu? Trebuie să schimbăm lumea cumva la propriul nostru figurat. Și când deschidem o ușă de frigider, se schimbă ceva în lume, ușa de frigider e deschisă, când
când apucăm un obiect în frigider, iar se schimbă ceva, trebuie să putem să acționăm asupra lumii fizice și asta intră în manipulare. Dacă o să am timp în timpul întrebărilor, o să vă zic de ce manipulare e mult mai grea decât navigație. Tot parte din robotică oarecum este percepția. Cum îți folosești toți senzorii și compui ca să știi ce este în jurul tău. Și asta nu înseamnă că cineva îți dă o imagine și trebuie să zici a, uite, acolo este balsamul de rufe și lângă asta este soluția pentru șters geamuri. Pentru că asta nu e suficient. Robotul trebuie să și poată să facă ceva cu astea. Și dacă robotul trebuie să facă ceva cu astea, trebuie să știe exact unde sunt, trebuie să aibă un model pentru ele și așa mai departe. Deci percepția este mai mult decât problema de image recognition or object recognition. Este o problemă mai complicată de chiar a identifica unde sunt elementele astea, cum interacționează cu, celelalte obiecte și așa mai departe, dacă au legături, dacă nu. Am avut un coleg în grad school, în timpul doctoratului, care a petrecut 2 ani sau chiar 3 ani pe o singură problemă, și anume problema de când un robot face o mișcare care apasă asupra unui obiect, obiectul ăla cum o să se miște. Deci dacă ai un pahar de apă pe masă și începi să îl împingi, și asta apropo de domnul Aric este foarte legată de fizică, nu? Mișcarea obiectului depinde de multe lucruri, inclusiv, spre exemplu, coeficientul de fricțiune, nu mai știu domnul Ariști în liceu cum să le mai spun la astea, dar le știu pe engleză, deci e ok, mă iertați. Depinde de foarte mulți coeficienți. Nu depinde de masa obiectului în mod surprinzător, dar depinde de coeficient of friction și de alți parametri pe care robotul nu știe, de unde se știe. Și atunci aproximăm. Și dacă aproximăm, facem erori. Și dacă facem erori, trebuie ca algoritmii să fie robuști la aceste erori. Și asta este o problemă destul de complicată. Și mariajul ăsta între perception și manipulation este un lucru care evoluează din ce în ce mai mult în lumea de cercetare din robotică. Pe lângă faptul că trebuie să facem toate lucrurile astea, sau poate pentru că lucrurile astea sunt foarte grele, există un subfield, un sub-area roboticii care se ocupă de învățare automată, de machine learning. Și machine learning este o arie care nu înseamnă doar robotică și robotica nu înseamnă doar machine learning, dar este o intersecție destul de puternică între cele două domenii. Și machine learning apare în multe feluri. Partea interesantă din robotică e că de obicei machine learning înseamnă avem exemple, avem input-output și învățăm o funcție care poate să prezică dacă îi dai un nou input, care ar fi noul output. Da? Deci ne avem imagini într-un training set și ne uităm la imagini și sunt și îi spunem robotului sau algoritmului că în imaginea asta este un geam, în imaginea asta este o pictură cu apă și așa mai departe. Și de când îi dăm o nouă imagine, poate să prezică ce se află în imaginea aia. Asta e o problemă în machine learning care se cheamă supervised learning. Și supervised learning nu este ce avem de-a face în robotică. Pentru că în robotică luăm acțiunea asupra lumii, mișcăm lumea și observăm efectele și primim oarecum o recompensă dacă s-a întâmplat ce am vrut sau dacă s-a întâmplat ceva greșit. Și după aia trebuie să luăm o altă acțiune și așa mai departe. Nu ne dă nimeni mură în gură supervision, nu ne dă nimeni mură în gură ce trebuie, care este acțiunea corectă. Tot ce avem este, în schimb, un reinforcement, se cheamă, positive sau negative reinforcement. Și asta este problema de învățare automată. Bineînțeles că se uită lumea și la cum pot învăța roboții, nu numai din experiența proprie, care e o problemă care se cheamă reinforcement learning. Există și partea de poate un om să învețe un robot. Cum vedeți în poza asta, ea e Brenna Argal de la Northwestern University și îndrumă robotul cu mâinile proprii să-i arate cum să facă o anumită chestie. Asta se cheamă learning from demonstration.
sau inverse reinforcement learning, un caz special. Și într-un final, există și interacțiunea cu oameni. Da? Pentru că toți roboții de până acum, despre care v-am vorbit, sunt meniți să ajute oamenii într-un fel sau altul. Da? Roboții din chirurgie ajută oamenii, roboții din disaster response ajută oamenii în alt fel, personal robotics ajută oamenii în alt fel și așa mai departe. Dar pentru asta îi creăm și programăm să fie, să ajute societatea cu ceva. Și ajuta oamenii înseamnă că trebuie să fii pe lângă oameni și să lucrezi pe lângă oameni și câteodată să lucrezi cu oameni în cooperare, în colaborare. Și asta pune noi probleme asupra cum îți planifici ca robot ce trebuie să faci. Asta este o poză dintre unul dintre experimentele pe care le-am făcut în perioada doctoratului, în care robotul se mișca și vreau să vă uitați la, să observați fața tipei și postura ei, cum este, cum s-a dus în spate și cum ar veni, a dat spațiu robotului și nu știa exact ce se întâmplă. Pentru că, uite, merge videoclipul ăsta, îl vedeți, aș vrea să-mi spuneți. Marian, da? Uh-huh. Am mers videoclipul. Destul de multe brațe, dar se vede. Destul de brațe, da. Și asta este ideea. Astea sunt 20 de traiectorii pe care poate să le ia același robot din aceeași configurație de start pentru aceeași configurație finală. Și numai 20 dintr-un spațiu infinit de traiectorii care duc de la configurația inițială la configurația finală, care poate să apuce acea sticlă, da? Și nu sunt în coliziune cu niciun obiect. Și sunt 20 astea și, de fapt, este un spațiu infinit de asemenea traiectorii. Pentru vreo 40 de ani, robotica în partea de planificare a mișcării s-a ocupat cu rezolvarea problemei astea. Cum aducem brațul de la start la goal, fără a lovi nimic. E o problemă foarte complicată, care nu e complicată în navigare, aceeași problemă în navigare nu e complicată. Motivul pentru care e atât de complicată în manipulare este că avem mult mai multe grade de libertate. Și spațiul crește exponențial cu numărul de grade de libertate în care căutăm această mișcare. Deci, multe lucruri pe care poate să le facă robotul și dacă face treaba asta, avem reacția pe care am văzut-o acum în a fetei ăsteia. Bineînțeles că ne-am gândit de ceva vreme și bineînțeles nu numai eu, ne-am gândit că putem să facem mișcarea să fie oarecum eficientă, ca să nu fie așa peste tot. Și asta poți să faci, aici vedeți o funcție care penalizează distanța de obstacole, dar și penalizează și ineficiența prin integrala luată către, trebuie să traduc în română, sum squared velocity, integrala către viteza. Așa. Până să trec aici. Și putem să optimizăm mișcarea ca să fie eficientă. Și până la urmă ne-am dat seama că nici asta nu este neapărat foarte bine pentru colaborare. Uite aici, o să vedeți robotul să apuce una dintre cele două sticle și puteți să observați destul de greu să vă dați seama care dintre sticle, la care dintre sticle se duce. Până la un probabil cam acum, când vă dați seama că de fapt este sticla din stânga noastră și nu sticla din dreapta noastră. Și asta a fost o problemă destul de importantă, pentru că dacă vrem să ne coordonăm mișcarea cu mișcarea unui robot, trebuie să înțelegem ce face robotul. Deci asta a fost un exemplu mic de o problemă mai mare, cum să planificăm mișcarea ca să înțeleagă oamenii din jur ce face robotul. Pare simplu, dar ce se întâmplă matematic este că robotul începe să se miște, oamenii își formează opinie despre ce face. Modelăm asta matematic prin probabilitatea o anumită intenție a robotului, dat fiind traiectoria de până acum. Și am vrea ca oamenii să aibă impresia bună, impresia corectă, cu mare încredere,
și cât de repede posibil și dacă asta se întâmplă, asta numim legible motion, mișcare lizibilă. Și pentru asta am făcut eu teza de doctorat, am definit problema asta și am definit o funcție care integrează în timp probabilitatea ca un om care observă mișcarea să-și poată să-și dea seama care este intenția robotului. Și atunci când avem o funcție de asta, un obiectiv, putem să-l optimizăm. Și bineînțeles, detaliile sunt un pic complicate, dar cam asta a fost treaba. Robotul chiar își... robotul într-o fel se gândește la tu ca om ce o să crezi că face și își alege o mișcare în așa fel încât tu ca om să-ți dai seama mai bine de ce o să fac. Și acum, într-un final, ați observat din exemple că pe cercetare am vorbit foarte mult de partea de autonomy, de partea de autonomie, de cum creăm algoritmi care să poată să îi dea robotului funcțiile pe care trebuie să le aibă. Mulți roboți sunt încă teleghidați, dar există un spectru între ei. Și o altă problemă de cercetare la care ne uităm este, dat fiind faptul că nu putem să facem chiar tot cu autonomie, putem oarecum să împrumutăm ce putem să facem din autonomie și să cuplăm cu un om care să teleghideze robotul, dar să-i ușurăm viața omului ca să nu trebuiască să teleghideze chiar fiecare mică mișcare. Și care este modul de a îmbina în cel mai bun fel ceea ce este bun, la ce este bun robotul și ceea ce la ce este bun la ce sunt buni oamenii. Și asta este încă o problemă, o open research question as well. Bun, și într-un final am compilat slide-ul ăsta ca să vă spun că e greu și sunt multe probleme, dar într-un fel putem face o schimbare, putem să ajutăm în multe domenii și sunt bucuroasă să vorbesc în perioada întrebărilor de unde văd oportunitățile astea. Dar robotica poate avea un impact și cu siguranță o să aibă un impact, nu avem în continuare. Tot ce nu știm este cât o să ne ia să răspundem la întrebările astea. Mulțumesc frumos, aștept întrebări. Ok. Bun. Anca, vreau să-ți mulțumesc pentru prezentare. O să spun câteva lucruri. Chiar eu am studiat automatică la Politehnică și avem mai multe întrebări pentru tine. Știi că ți-am trimis o serie de întrebări la care ai putea să răspunzi dacă vrei acum. Ultimele trei întrebări. Poftim? Câți roboți am construit? Niciunul. De fapt, mint, pentru că când am început doctoratul, am avut un fel de curs care așa la mișto ne-a pus să construim un robot, ca să zicem și noi că am construit un robot, dar într-adevăr partea pe care am făcut cercetarea a fost partea de algoritmică, partea de informatică, așa că roboți ne-am construit, roboții luăm, sunt construiți de alții și implementăm algoritmi pentru ei. Da. Aș vrea să intrăm dacă ne aude cu domnul Emil Onea de la Info Educație, care avea trei întrebări legate de educație în general. Ceea ce este interesant de spus despre domnul Emil Onea de la Uniunea Profesorilor de Informatică din România este că dânsul în Vrancea de curând, dar o să ne spună mai multe detalii chiar dânsul, a deschis un centru de învățare a roboticii pentru copii și în partea de pregătire a acestei conferințe îți pot spune că am încercat să găsesc mai multe cluburi de robotică în România. Sunt câteva, sunt destul de la început și să știi că pe termen mediu, poate chiar și curând, ne-am dorit foarte mult să ne dai o mână de ajutor ca să ajutăm aceste cluburi de robotică să poată să înțeleagă mai bine ceea ce înseamnă robotica și care este stadiul actual al cercetării în partea aceasta. Deci, domnul Onea? Da. Mă auziți? Da, da, da. Vă auzim, dar puțin mai tare, vă rog. Dimineața. Bună dimineața. Uite, eu nu deschid camera pentru că dacă aș deschide camera, motanul Ancăi s-ar putea să certe cu pisicile mele. Ah. Și nu e bine.
pentru că sunt acasă. Mă bucur că o văd pe Anca și o aud. Chiar m-am uitat pe site, este ultimul care a postat în rubrica alumni de la InfoEducație. O să găsiți acolo pe site-ul InfoEducație câteva impresii ale ei. De asemenea, vreau să salut familia Arici de la Brăila. Nu știam că o să vin aici la prezentarea asta. Mă bucur foarte mult că sunt și dumnealor. Eu pentru Anca aveam niște întrebări așa mai de politică, ca să zic. De fapt, ea le-a citit, le-a văzut întrebările. Știi foarte bine că toată lumea discută oarecum negativ despre învățământul din România. Știi bine asta, că auzi și tu acolo, mai auzi și tu câteva chestii. Aici, asta e partea bună din America, e că de bine de rău nu prea se aude nimic, deci nu se aude rău. Da, bine. Dacă nu se aude, este formidabil. Eu îți spun că la noi se discută destul de negativ despre noi. Despre noi profesorii, despre învățământ. Sunt discuții care pe noi uneori ne deranjează și am vrea să spulberăm un pic mitul ăsta. De aceea aș vrea să te întreb, ce părere ai tu despre învățământul, cum te-a format pe tine școala din România? Evident, ai terminat un liceu foarte bun, bănuiesc cu niște profesori foarte buni, care unii dintre ei te asistă acum, dar spune-mi așa, cinstit, a școala o influență pozitivă asupra ta, pozitivă sau, nu, influență pozitivă sunt convins că a avut. A avut o influență în carieră? Asta este ideea. A avut mare influență în carieră, dar mai mult decât atât, cred că pot să compar un pic cu sistemele școlare din alte părți ale lumii. Partea, oarecum obiectiv, pentru că, cum ziceam, am fost la o universitate internațională, oameni de peste 100 din peste 100 de țări, am stat în același cursuri împreună și am putut să văd cum sunt pregătiți. Da, pentru că fiecare erau cei mai buni în țările lor. Adică nu era neapărat vorba de intelect, era vorba de pregătirea pe care au primit-o. Și atunci pot să compar destul de bine programele școlare din România și din străinătate, din diverse țări. Și ceea ce este clar este că, pot să zic și bune și rele, deci ceea ce este clar este că România are un program enorm de bun în matematică, în fizică, în informatică, care este mult deasupra a foarte multe, foarte multor programe din afară, inclusiv America. Deci dacă eu aș avea un copil la un moment dat și aș avea de ales să-l duc la liceu în state sau să-l duc la liceu în România, cu siguranță aș alege România. Frumos ce spui. Da. Orice altceva, everything else in a vacuum, da? Everything else fiind la fel, aș alege România. Cel puțin România, în perioada în care am făcut eu liceu, nu pot să mă pronunț ce se întâmplă acum. Dar în perioada în care am făcut liceu, dacă vrei să faci matematică, dacă vrei să faci fizică, dacă vrei să faci informatică, puteai să faci foarte bine și la un calibru destul de mare, învățând noțiuni avansate, cu profesori care puteau să te ajute în plus față de cât îți predau la ore, și cu profesori care nu numai că te încurajau, erau oarecum normal că dacă te pasionează ceva și te descurci bine, o să te duci la concursuri naționale sau interjudețene, o să duci la olimpiade și așa mai departe. Și asta mi se pare un lucru, o cultură care s-a întâmplat când eram eu în liceu, care sper că se întâmplă și acum și aș vrea să o văd din ce în ce mai pus în valoare, pentru că este într-un fel punctul forte. Partea negativă este că nu poți să le ai pe toate, adică there's no free lunch. Dacă ai un program care pune atât de mult accent pe partea asta de matematică, informatică, fizică, hai poate și chimie, oarecum, înseamnă că dacă tu ești pasionat de biologie, dacă tu ești pasionat de geografie, e mai greu, poți să-și la olimpiade, poți să faci o anumită performanță, dar parcă în liceu era atmosfera în care cei care erau buni pe partea de matematică erau oarecum considerați oarecum mai sus. Și asta nu e un lucru pe care îl vezi în America. Fiecare copil este lăsat să facă ce vrea și să vadă singur cale. Deci e un trade-off, nu? Nu poți să le ai pe toate, dar eu aș alege România.
în mod clar. Bulgaria are un sistem educațional destul de bun și vreau să mai spun un lucru, și anume că la un moment dat m-am uitat un pic la procentul de femei în, în STEM fields, în, în ariile tehnice, procentul, dacă te uiți la cei care au absolvit facultatea, câți dintre ei sunt bărbați, câți dintre ei sunt femei. De obicei, în state ne confruntăm cu ceva de genul 20-30%, 40% poate, dar e cam mult, femei. În Germania și mai rău 20%, în România 55% și în Bulgaria cam la fel. Și într-un fel, mie mi se pare că asta, nu știu, sunt multe motive, poate că pentru asta, dar cred că faptul că, spre exemplu, aici mă uit la oamenii de liceu și pentru că matematica e uncool sau informatica, adică numai pentru oamenii mai nerdy așa și ne uităm cu mare admirare la cei care joacă sport. Și asta nu se întâmpla în România, cel puțin. Și mi se pare un lucru tare bun faptul că era apreciată matematica, era apreciată informatica și dacă erai bun la asta, însemna că mergeai pe la concursuri, însemna că nu mai spun ce făceam pe la concursuri, că nu vreau să învăț pe copii mai mici de rău, dar ne și distram și petreceam și munceam și nu cred că se uita nimeni la noi ca și cum eram the nerds on the block. Deci, cred că asta influențează ce se întâmplă, pentru că dacă începi din 1-4, din a 5-a și nu te gândești că, eu nu o să fiu bună la matematică, mama și cu mătușa nu fac matematică și așa mai departe, bineînțeles că o să ai o anumită dispoziție negativă către matematică și asta o văd aici destul de mult între fete. Pe când, cred că în România situația e mult mai bună. Și e important, diversitatea matematică e importantă, cred. Multe studii care arată că echipele care sunt formate diverse și pe partea de gender și pe alte părți obțin soluții mult mai bune. Da, mă bucur. Răspunsul tău e foarte pozitiv. De altfel, nu putea să fie pozitiv, să nu fie pozitiv, pentru că am spus, ai terminat o școală și ai trăit într-un mediu care te-a învățat că școala e bună. Deci, probabil că dacă ai fost într-un liceu undeva mai la periferie, la periferie nu în sensul la periferia orașului, ci undeva cu mai puțină importanță, probabil că ai fi gândit altfel, bănuiesc, nu știu. Următoarea întrebare era despre concursuri. Hai să nu zic exact despre infoeducație, dar în general ai participat la concursuri și vreau să te întreb dacă într-adevăr, deci să-mi spui cu toată sinceritatea, dacă ele au avut un rol, în afară de ăla de distracție de care pomenea adineauri, dacă au avut un rol tot așa, dacă ți-au influențat cumva cariera, dacă ții minte vreo chestie care te-a impresionat și a zis, uite, vreau să fac și eu asta, cum fac colegii mei, sau, nu știu, aș vrea să ne spui ceva despre tema asta. Da, să știem că la infoeducație mă gândesc cu mare drag și nu zic asta pentru că e programul tău. Zic asta într-un mod foarte sincer. La un moment dat, în clasa a 11-a, prietenii m-au poreclit gălăciu, că numai despre asta vorbeam toată vara. Toate concursurile au fost, olimpiadele concursurile au fost utile. Infoeducație, în special pot să vorbesc un pic despre infoeducație, pentru că mi-amintesc când în clasa a 7-a, nu știu dacă îți mai amintești, dar la un moment dat, infoeducație și nu prea aveam olimpiadă națională de informatică pentru gimnaziu, da. Dar aveam o variantă de olimpiadă acolo națională. Acolo s-a născut pe olimpiada de gimnaziu, să știi. Da, s-a ținut în același timp, cel puțin când eram eu clasa a 7-a, am fost la asta și s-a ținut în același timp cu concursul infoeducație. Și și asta a fost, cred că, un moment foarte definitoriu așa pentru mine. În sensul că atunci am zis că, da, gata, eu informatică fac. Că nu știam neapărat până atunci. Adică făcutem și matematică, făcutem și informatică, îmi plăcea și fizica și așa mai departe. Și și atunci am zis, eu informatică vreau să fac. Cred că pentru cât de interesante erau problemele și pentru ce am văzut în jur.
ca când eram în clasa a șaptea, eram expuși la partea de programare, eram un pic expuși la partea de algoritmi, și că asta era concursul gimnazian. Nu eram chiar expuși la ce se întâmplă cu algoritmii ăștia când chiar îi folosești, mai mult de problema care ține pe foaie. Nu era foarte practic. Nu așa? Nu era foarte practic și cred că am văzut ce se poate face și am zis că asta mi se pare o chestie ideală, să combin matematica cu implementarea, cu dezvoltarea și implementarea algoritmilor și chiar să aibă un efect asupra lumii, nu? Să creăm ceva. Și după aia, mai târziu a venit partea că, uite, nu trebuie să fac software development neapărat. Nu zic că să faci software development e rău, din potrivă, am foarte mulți prieteni care cu asta se ocupă. Numai că pentru mine a fost mai interesant a fost crearea algoritmilor și cercetarea. Și robotica, într-un fel, duce treaba asta cu matematica aplicată într-o chestie practică la extrem, pentru că nu numai că faci ceva care schimbă lumea pe ecran, dar faci ceva care schimbă lumea fizică. Și foarte mișto când creezi ceva și implementezi ceva și faci ceva care schimbă lumea fizică. Și special când ai interacțiunea cu oamenii și că facem și pe partea asta de un pic pe cognitive science și biologie, facem studii cu oameni că nu facem numai matematică, trebuie să testăm că robotul, matematica aduce la rezultatele pe care le ipotezăm, nu știu. Și atunci când vezi că oamenii se comportă diferit, în baza ai schimbat o ecuație cu alta și deodată comportamentul e cu totul diferit, asta e un lucru care foarte răsplătitor. Da, frumos, frumos, mi-a plăcut răspunsul. Și a treia problemă, o problemă, deci nu e o întrebare, nu, totuși. Probabil că ai citit și asta. Uite, sună foarte frumos locul în care te afli. Cândva am fost și eu acolo, la universitatea ta, am fost și la Caltech, așa într-o vizită. A doua vizită, n-am putut să vă povestesc, dar am ales 4 universități la care am făcut o a doua vizită, între care să mă hotărăsc. Caltech a fost una dintre ele, în afară de Stanford. Deci, îți spuneam că sună foarte bine și că ar fi foarte interesant dacă școlile noastre, dacă tu personal ai face ceva, să dezvoltăm ceva în școlile noastre vis-a-vis de ceea ce faci tu acolo. Adică, uite, să facem un fel de proiect în care să includem cele două licee, Colegiul Unirea din Focșani și colegiul în care ai terminat tu școala. Eu chiar vreau să lucrez acum la un proiect pe niște granturi a lui Google. Te rog să te uiți după ce terminăm, se numește Google Rise Awards. Deci sunt niște proiecte de, nu sume foarte mari, în jur de 15-25 de mii de dolari, dar care ar putea foarte bine mobiliza o treabă legată de roboți. La asta mă gândesc eu în momentul ăsta. Să facem un fel de școală de roboți, dar să nu fie numai pentru mine sau numai pentru câțiva elevi dintr-un liceu. Și să o facem așa cumva cloud, cumva cât mai deschisă, să aibă acces multă lume. Ideea este să te gândești, am să-ți trimit un mail personal sau știu, și cu familia Arici, să discutăm, să avem termen până pe 9 februarie să facem acest, sau 9 sau 19, nu mai țin minte exact, să facem acest proiect care, îți spun, nu înseamnă bani mulți, dar efectele pot fi mari și impactul poate fi mare dacă știm să-l facem bine. Noi, în general, profesorii, să știi că facem proiecte interesante cu bani puțini. Cel puțin eu așa m-am obișnuit și mi-a ieșit. Sunt convins că și profesorii tăi au lucrat poate pe bani și mai puțin decât reușesc eu să aduc, ori să ne spună poate că o să intervină în discuția asta, dar te rog frumos, conchid, că să ne gândim împreună să facem un mic proiect. Poate nu neapărat acesta cu roboți de acum pe care vreau să-l fac repede, ci poate și altceva în viitor. Te rog să te gândești la asta, să ți întorci cumva educația pe care ai primit-o către școala care te-a format. De aia ți-am pus prima întrebare. Da?
Acum să spui, uite, eu am, sunt recunoscător școlii în care am lucrat și vreau să fac ceva pentru ea. Dacă vrei, dau și un exemplu pozitiv. Tudor Leu. Tudor Leu este, lucrează la Google New York și a făcut foarte multe pentru liceul lui, să știi. De fapt, el mi-a deschis calea către proiectele astea educaționale pe care le face Google și am putut să aduc destul de mulți bani pe niște proiecte în școală. Ei, te rog frumos să faci și tu cu universitatea ta ceva, nu neapărat pentru mine, ci pentru liceul tău. Să te gândești exact niște chestii foarte concrete pe care le poți face pentru școală și care să ridice un pic chiar standardul școlii. Deci în momentul în care, spui, colegiul din Brăila colaborează cu Berkeley University, atunci e o chestie foarte interesantă și crește și apetitul elevilor buni să vină acolo și calitatea lucrurilor care se fac și așa mai departe. Nu trebuie să-ți explic eu lucrurile astea că le înțelegi. Da? Deci asta este tema pe care, dacă vrei, ți-o dau. Eu nu vreau, cum să spun, Mariană face foarte multe lucruri foarte interesante vis-a-vis de colaborările noastre sau de oamenii valoroși pe care ne-i aduce în față, Mariană. Da? Dar eu mai am o chestie, hai să zic, mai mercantilă, așa, mai negustorească. Adică oamenii ăștia care ne vin în față, nu numai să ne expună, ci să ne și ajute. Nu-i așa? Se pare corect. Nu numai să ne ajute, să colaborăm. Deci, te rog frumos să te gândești la tema asta. Poți să-mi dai acum un mic răspuns sau poți să spui mai târziu, nu știu. Mă gândeam că eu, într-un fel, o oportunitate foarte bună. Facem programe aici cu lumea din liceu, numai că mi se pare că, cum vă vorbeam înainte, matematica pe care o învățăm în liceu în România e mult mai avansată. Matematica care se chiar este și informatica care se trebuie pentru robotică, ca să faci ceva mai interesant decât ce se face în liceu acum aici și mai apropiat de ce înseamnă chiar să muncești în domeniul ăsta de robotică. Ar fi un oarecum mai ușor în România, pentru că lumea are mai multe baze puse în perioada liceului. Deci, într-un fel, mi se pare o oportunitate foarte bună. Scriem un e-mail, adresa mea de e-mail, o spun pentru toată lumea, este anca@berkeley.edu. Ok. Mulțumesc foarte mult. Acum, dacă colegii mei vor să intervină, da, putem să intervenim noi? Da. La Brăila? Mă auzi, Anca? Da. În primul rând, felicitări pentru studentul anului. Da, asta cu studentul anului este interesantă pentru că este acordat pentru anul academic 2014-2015, când chiar eram student. Acum nu mai sunt student. Da. Să știi că ne mândrim cu toții. Ești mândria noastră. Avem un hall numit Hall of Fame, unde sunt fotografiile celor elevilor noștri care au ajuns undeva sus. Și vreau să văd dacă mai ții minte o fază din liceu. Știi că la un moment dat am dat o lucrare de control și după ce le-am adus, mă rog, cum se face de obicei, corectarea lucrării de control. Și am început să rezolv subiectul pe care l-am dat la tavă. Și l-am terminat rezolvarea exact când a sunat de ieșire. Și tu te-ai ridicat și mi-ai spus, păi domn profesor, dumneavoastră, va trebui o oră ca să rezolvați. Și voia să facem și noi tot într-o oră. Și eu ce am spus? Am spus că da, pentru că voi trebuie să fiți mai buni decât mine. Și iată, Anca, că ai ajuns mai sus ca mine. Nu știu dacă mai sus, dar în alt loc. Dar într-adevăr asta le spun și eu acum, în special, bine și studenților la care predau în facultate, dar și doctoranților în principal, că asta este scopul doctoratului. Să ajungi să trebuie să mă înveți pe mine, nu? Adică doctoratul este despre a căpăta o expertiză, să fii cel mai
mare expert în, în lume pe un domeniu poate cât de mic el, dar trebuie să fie expertul mondial în legat de asta. Așa că asta, exact asta ce mi-a spus atunci, le spun și eu doctoranților mei, că mă aștept de la voi, să mi explicați voi mie cum se face, nu să vă explic eu vouă. Pentru mine, Berkeley este undeva foarte sus față de Berkeley, evident. Eu am învățat tot cursul de fizică Berkeley, când eram student, un curs foarte bun, în 5 volume. Și de atunci prea puține cărți de fizică au mai apărut în România, la nivelul acela. Deci, felicitări încă o dată și să ajungi cât mai sus. În ceea ce privește domeniul de care te ocupi, roboții, nu am prea multe cunoștințe despre roboți, despre teoria lor, decât ce am văzut prin filme și ce am citit prin cărți. Știi care sunt legile roboților sau roboticii enunțate de Isaac Asimov. Ce părere ai despre aceste legi? Ne gândim la partea asta de etică, nu pot să zic că nu ne gândim, ne gândim, dar într-un fel mi se pare că e foarte exagerată în mass media. Mi se pare că, într-un fel, e greu, după cum atât am încercat să explic că, uite, e greu să împingi o sticlă pe urmă și asta e greu să mergi fără să cai. Deci avem ceva, avem multe de făcut pe chestii practice, pe chestii funcționale, până să ajungem neapărat la partea de etică. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim de acum. Partea la care ne gândim într-un fel cel mai mult este partea de impactul asupra economiei, impactul asupra muncitorilor, nu? Pentru că automatizăm, automobil, ce este mai mult. Și bineînțeles că asta are un impact negativ asupra locurilor de muncă pentru moment. Și asta e o problemă destul de serioasă, nu? La care vrem, trebuie să ne gândim. Și nu avem neapărat o soluție. Totuși știm că e normal ca tehnologia să progreseze. E că nu ar fi corect să zicem, ok, ne oprim, nu mai încercăm, facem tot posibil să nu mai inventăm nimic, ca să aibă lumea locul de muncă în sistemul locurile de muncă. În schimb, ne amintim oarecum de revoluția, de anii de revoluție industrială. Când revoluția industrială am automatizat destul de mult, am trecut de la munca foarte manuală la mașini, omul a trecut în poziția de supraveghetor. Și, într-adevăr, mulți oameni și-au pierdut locul de muncă atunci. Dar nu cunosc pe nimeni care să își fi dorit ca revoluția industrială să nu se întâmple. Pe de altă parte, este o întrebare bună când, la un moment dat, peste mulți, mulți ani, o să putem să automăm 100% din toate resursele de care avem nevoie. Poate, nu este sigur, dar poate și mulți nu știu cât o să vreți dacă o să vreți 100 ani, dacă o să vreți 100 de ani, cum mai departe. Toată lumea dacă o să vreți acolo. Și atunci nu mai există locuri de muncă legate de achiziționarea resurselor în care medicină și așa mai departe. Și atunci o să trebuiască să regândim economia puțin. Trebuiască să regândim cum alocăm resursele și așa mai departe. Deci asta este cam principala discuție pe care ținem să o avem pe partea de etică. Mai este și partea cu robots are going to take over the world and și the robot uprising. Roboții o să devină sentient și o să-mi dea seama că trebuie să moară oamenii și așa mai departe. Asta mi se pare, într-un fel, e o tehnologie. Sunt algoritmi pe care noi îi creăm. Sunt algoritmi care, într-un fel sau altul, optimizează o funcție, funcția un obiectiv și funcția obiectivul pe care îl optimizează noi să dăm. Și cum avem și hacker care folosesc tehnologia pentru lucruri care nu sunt în interesul societății, la fel este posibil să avem problema asta din ce în ce mai mult.
dar cred că problema realistă, problema principală pe partea asta nu e că roboții o să devină într-un mod magic sentient, ci este faptul că le dăm obiective de utilizat și deodată produc soluții la acele obiective la care noi ne așteptăm. Adică se întâmplă asta, spre exemplu, nu trebuie să joci la robotică. Nu știu dacă ați auzit, nu știu dacă a fost și în România, dar au făcut furori recent în mass media o treabă care s-a întâmplat cu un algoritm de la Google, un algoritm de învățare automată de machine learning care făcea image recognition și recunoștea ce se întâmplă în imagini. Și la un moment dat a făcut eroarea de a clasifica niște oameni African American, ca gorile. Și asta a fost, bineînțeles, o mare insultă. Și lumea s-a revoltat că cum își permite, cum ar veni algoritmul sau cum își permite Google să producă așa ceva. Dar, bineînțeles, eroarea a fost simplă. Eroarea a fost că am specificat o funcție pentru algoritmul de învățare automată, care a fost, uite, astea sunt exemplele, astea sunt pe care le ai, asta e imaginea cu titlu, asta e imaginea cu gorila, asta e imaginea cu sistem. Și funcția care a fost optimizată a fost reduce eroarea, high accuracy. Da? Și dacă atâta zicem, atâta știi algoritmul să facă, nu? Și atunci când avem anumite soluții la problemele astea de optimizare care ori ne surprind, ori nu funcționează pe problema A, B și C, dar nu și pe problema D și nu ne gândim la problema C dinainte și așa mai departe. Și cum sunt de sistemele astea mai complexe, cu toate că o să avem mai mult problema asta. Și asta este într-adevăr o problemă reală la care trebuie să ne gândim, la cum putem verifica, cum putem avea o interacțiune cu un algoritm, în care algoritmul trebuie să ne convingă că face treaba bună și așa mai departe. Astea sunt niște probleme, într-adevăr, care cred că o să le vedem în ce mai mult. Informatică peste tot nu neapărat mai inovări, inteligența artificială peste tot nu mai inovări. Dar partea cu Robot Uprising e oarecum senzaționalistă. Da. Uitați pe Google DARPA Robotics Challenge, Robot Falling Down. Da, Anca, încă niște întrebări din partea colegilor care mai sunt aici. Da. Care este lucrul cel mai dificil pe care îl poate face cel mai performant robot construit până acum? E greu de spus ce înseamnă dificil. Dificil pentru oameni, roboții pot să joace șah sau să rezolve ecuații pe care noi nu putem. Da? Adică, de multă vreme IBM Deep Blue l-a bătut pe Garry Kasparov la șah. Și atunci ne-am minunat cu toții, zicândeam că eram tare mică, când am aflat de treaba asta. Dar atunci ne-am minunat cu toții și am zis că inteligența artificială e rezolvată, pentru că șahul este printre cele mai grele lucruri pe care putem să le facem. Dacă încerci să faci un bot care se mute piesele de șah, în loc să ai un om care se mute piesele de șah, dacă încerci să faci robotul să joace șah, să interacționeze fizic cu piesele de șah, asta e mult mai greu să rezolvi problema de șah. Și problema de șah e foarte structurare, e doar căutare în graful. Nu e mare lucru. Într-adevăr, sunt niște heuristic, niște maron, dar e căutare în grafuri. O învățam nici mai știu, doamna Arici, căutarea în grafuri la 9, la 10, la 11, nu știu, ceva de genul. A 11, da. Așa, și? Care este elementul esențial care face deosebirea dintre om și robot? Altă întrebare. Care este deosebirea dintre om și robot? Păi, o să fie din ce în ce mai mică. Cred că, într-un fel, asta este întrebarea, care mulțumesc celui care a pus întrebarea asta. E o întrebare excelentă pentru că
Asta este întrebarea în cultura vestică. Întrebarea care stă baza fricii noastre legate de inteligența artificială și robotică. Am ascultat un discurs a unei echipe care este antropolog și lucrează la Intel Research și face o cercetare în atitudinea noastră față de tehnologie, în atitudinea noastră față de inteligența artificială. Și povestea pe care a descoperit-o este că asta nu se întâmplă în țările existente, Japonia, spre exemplu, nu are problema asta, dar în țările vestice ne temem că inteligența artificială o să ne înlocuiască. Că cu ce suntem noi diferiți, dacă e o vorbă în engleză, if it walks like a duck, and it quacks like a duck, and it chicks like a duck, then it's a duck. Da? Deci dacă facem inteligența artificială care poate să imite sau chiar să performeze mai bine decât să fac oamenii, care este ce ne diferențiază pe noi, nu numim și pe inteligența artificială oameni și așa mai departe. Diferențele sunt mari, diferențele de capabilitate acum sunt foarte mari și o să rămână foarte mari pentru foarte multă vreme. Sper că la un moment dat să nu mai fie atât de mari, dar diferențele de capabilitate sunt mari. Pe probleme specifice, cum ar fi șacul, inteligența artificială e mai bună pe probleme generale, pe general artificial intelligence, oamenii sunt mai buni. Oamenii au o plasticitate a creierului, învață într-un mod, nu știm cum să facem robotica, inteligența artificială, să fie la fel de bun. Există acum, sunt mari furori cu o parte de machine learning care se cheamă deep learning, dacă ați auzit, dar deep learning este un algoritm neuronal care existau algoritmi care se bazau pe neural networks înainte, dar acum le putem face cu mai multe layers, mai multe traffic și asta la performanță destul de mult. Dar ce înseamnă că ajută? Înseamnă că în loc să avem 50% succes pe a recunoaște imagini, acum avem 75%. Ceva de genul ăsta. Adică, nu înseamnă că dacă avem deep learning și avem rețele neuronale, gata, am recreat creierul uman. Nu foarte departe cu treaba asta. Da. Avantajul mașinilor este că au memorie infinită, spre deosebire de noi, este că au pot învăța una de la, pot fi interconectate. Eu ca să învăț, a trebuit să stau la curs, la oră, la domnul Arici. La domnul Arici a încercat să-mi explice fizică și eu am încercat să învăț fizică și asta a fost învățarea, nu? Pentru că dacă ar fi doi roboți, domnul Arici mi-ar uploada programul de fizică și asta ar fi tot, nu? Bineînțeles că transferele de cunoștințe sunt ușoare, transferele de skill-uri, de capabilități sunt grele, pentru că cum face robotul 1, cum apucă robotul 1 sticla, robotul 2 trebuie să apuce în altfel, pentru că are altă construcție și așa mai departe. Și chiar și între roboți identici sunt diferențe de mecanică, sunt diferențe între cum stă cablul nu știu care și se alimentează nu știu cum. Și același instrucțiuni pot duce la mișcări un pic diferite, care este suficient ca ceva care merge pe robotul ăsta în altă parte. Dar partea cu comunicarea de cunoștințe e o treabă foarte bună și partea cu memorie e o treabă foarte bună. De exemplu, în medicină, cred că o să vedem din ce în ce mai mult că partea de diagnostică o să fie făcută pe partea de inteligență artificială mai mult, pentru că dracii doctori trebuie să memoreze nu știu cât, trebuie să memoreze și nu știu câte cazuri pe care le-au văzut până acum și nu știu de cazurile pe care le-au văzut alți doctori și așa mai departe. Când face un IBM Watson, dacă ați auzit care a câștigat la Jeopardy recent și care începe și să lucreze în medicină, are o treabă mai ușoară pe baza asta. Deci, da. Răspuns lung. Îmi cer scuze. Vreau să tac mai mult. Ultima întrebare. Ce îți propui pentru viitor și dacă te vezi în România în viitor?
Ce am vrut viitor este într-un sală o întrebare destul de grea, în sensul că când eram în grad school, în doctorat, mă gândeam că poate o să pot să obțin o poziție de profesor universitar și poate după aia, la un moment dat, o să mă mut către o universitate din ce în ce mai bun. Mai că norocul meu a fost că din prima am ajuns la universitatea numărul 1 și acum nu știu unde să mă mai duc mai sus, așa că pe partea asta nu prea mai am ce să mai fac, dar pe partea de cercetare, bineînțeles că rămân multe probleme. Ce propun în viitor este să pun bazele teoretice ale domeniului de interacțiune între oameni și robot. Domeniul ăsta este oarecum nou, pentru că de-abia acum roboții încep să facă lucruri ca să putem să ne gândim la cum interacționează cu oamenii. E un domeniu nou, e o comunitate destul de mică și ce încercăm să facem este să abordăm problema într-un mod un pic mai formal, într-un mod un pic mai matematic, într-un mod un pic mai fundamental, cum ar veni, ca să nu avem soluții mici, point-based solutions pentru fiecare tip de interacțiune, să avem o theoretical framework, deci o teorie fundamentală a acestui domeniu. Deci cam asta ar fi cum ar veni visul meu, ce aș vrea să las în urmă după, dar asta o să dureze mulți ani dacă ar fi posibil. Danca, mulțumesc și... A, și în România, da, n-am lăsat la treaba cu România. Nu mă mai întorc în România, nu-mi propun deocamdată. E sincer, pentru că vreau să fac cercetare la nivelul la care pot să fac aici cercetare, nu mă gândesc că aș pleca vreodată de la o universitate de top. Doctoranții mei sunt printre cei mai inteligenți oameni din lume, mă mândresc cu ei, sunt mult, mult mai deștept decât mine și e un privilegiu să lucrez cu ei și să ne ocupăm de problemele de care ne ocupăm și să avem flexibilitatea pe care o avem, să ne propunem ce probleme de cercetare vrem să rezolvăm. Așa că nu-mi imaginez că nu m-aș muta nici în România, nu m-aș muta nici în altă parte, nici în altă țară. Că la universitatea asta rămân pentru multă vreme de acolo. Dar poate mai la bătrânețe, nu știu. Da. Bine, basta, multe mai departe. Mulțumesc! Întrebări poate de la Cluj? Da, chiar acum voiam să intrăm. Tudor de la Cluj aici. Spuneai la un moment dat că nu-ți convine faptul că multe inițiative robotice acolo în America sunt sprijinite sau finanțate de domeniul militar. Ai putut să dezvolți mai mult pe partea asta sau de ce? Eu, finanțarea pentru cercetare, dacă trebuie să cumpăr roboți și să plătesc oameni și așa mai departe, și trebuie să strâng fonduri pentru asta. Și fondurile de obicei le strâng ori de la companii, ori de la instituțiile guvernamentale din Statele Unite ale Americii. Sunt destul de multe ele și au niște bugete destul de mari. Într-un fel, partea cea mai flexibilă este partea de National Science Foundation, care e o fundație destul de știință în general. National Health Institute este alta, dar partea cu ONR, astea sunt niște institute legate de partea militară. Și bineînțeles că partea... America întotdeauna vrea să fie cum ar veni în top pe partea de tehnologie militară, iar eu personal, obiectivul meu nu este să fac contribuții către partea militară. Se face așa fel încât problemele la care lucrez sunt probleme fundamentale care pot fi aplicate în multe domenii și inevitabil și cei de pe partea militară sunt interesați de treaba asta. Deci mi se pare ok să primești finanțare de la cei de pe partea militară când lucrezi la problemele tale cu scopul tău, dar
fiecare cercetător își pune problema ce impact vreau să am și către ce aplicație. Și pentru mine aplicația militară nu mă atrage, nu-mi plac războaiele, nu-mi plac armele, îmi place pacea și nu vreau să contribui la în niciun fel la armata americană sau armata română sau orice armată. Am înțeles. Mulțumesc, mulțumesc pentru răspuns. Altceva? Eu. Anca, cred că una dintre deosebirile între oameni și roboți este că roboții nu au pisici și nu știu să zâmbească așa cum zâmbește. Ai dovedit că nu ești un robot. Că ne puteam aștepta la nu știu ce discurs tech. Chiar ultima intervenție legată de opinia ta vis-a-vis de aplicațiile pe care le faci mi-a făcut foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult. Ce ai spus acum, ultima pe care le-ai spus, sunt foarte încântat de modul în care îți organizezi viața, modul în care pui problemele și chiar și sinceritatea cu care ai răspuns că deocamdată nu vrei să te întorci în România. Nu iau ca un afront sau ca... Nu, asta este drumul tău și ai găsit și argumentele foarte frumoase, acelea că acolo ai un mediu extraordinar de interesant cu oameni. Noi, încă o dată spun, vreau să întăresc lucrul ăsta și să insist pe tema asta, riscul de a deveni un pic agasant. Că vreau să colaborăm, vreau să găsești metode să colaborez chiar și cu educație. Da. Poate că la Info Educație ai să te invit, am să te invit la o videoconferință, nu trebuie să faci foarte mult. Atât cât să-ți angajeze puțin din timpul tău, foarte, foarte puțin. Deci am intervenit. Cum am zis, Info Educație e un loc drag pentru mine. Da. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru intervenție și să mă bucur că văd absolvenți de școli din România, de concursuri din România, așa le zic eu, absolvenți graduate de infoeducație, vin și spun lucruri minunate despre cariera lor. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru ce ai făcut. Atât. Mulțumim și noi, domnule Onea. O să intrăm acum și cu cealaltă locație de la Cluj, sunt două locații, după Cluj Hub urmează Cluj Makers, unde este Roxana și cu mai mulți oameni care sunt acolo. Roxana, ne auzi? Da. Ok. Salut. Mă bucur să te văd, Anca, noi am fost... Colege, prietene în liceu, deci ne plimbam prin aceleași locuri în Brăila. Mă bucur să te văd astăzi de la Cluj și în postura asta. Am adunat întrebări de la Cluj Makers, mai mulți oameni, și o să încep cu prima care se leagă un pic și de activitatea noastră de la Cluj Makers, aceea de workshop-uri și training-uri și educația alternativă. Noi vom începe în curând cursuri de robotică pentru copii și am o curiozitate, cât de devreme crezi tu că ar trebui să înceapă educația și predarea roboticii la copii, ar trebui să se întâmple în școli sau nu? Care e părerea ta? E cam cu du-te vină părerea mea, sincer să spun, pentru că am lucrat cu 2 ani și jumătate. Dar bineînțeles că de-abia vorbesc, deci dar poți să iei la anumite concepte, te introduci la robotică, la faptul că există roboți, la faptul că nu știu cum să fac. Eu le vorbesc copiilor de aici, nu numai copiilor din liceu, ci și copiilor din gimnaziu și din școala primară. Bineînțeles, conținutul este foarte diferit, să zici, un copil de școală elementară, în școală primară, față de ce un copil de liceu este diferit. Dar mi se pare că, ca și cu matematica, ca și cu informatica, cu cât ai expunere,
cât mai devreme, cu atât mai bine și într-un fel măcar ai expune la ce înseamnă să muncești în robotică, fie pe partea de cercetare, fie pe partea industrială. Înseamnă că le dai cum ar veni nu vreau să zic o aplicație, dar un tip de informatică, un tip de matematică care este într-un fel foarte deosebit, care este foarte foarte ușor ca pentru copii să devină foarte entuziasmați când văd roboți care se mișcă și atunci le explici că, apropo, ca să poată să miște așa, trebuie să rezolve o problemă de optimizare și ca să rezolve o problemă de optimizare trebuie să știi de funcții, de știi de derivate și așa mai departe. Și dacă n-ai ști de derivate, uite, ai face într-un mod ăsta în care ai căuta aiurea și ar da 5 minute, pe când dacă știi de derivate, durează 2 milisecunde. Nu? Deci chestii de genul ăsta mi se par, exemplu genul ăsta mi se par foarte utile pentru a atrage oamenii, pentru a atrage copiii către domeniile de informatică, de matematică. Roboții sunt foarte flashy, așa, adică e foarte ușor să entuziasmezi oamenii cu roboți și poți să-i folosești într-un fel ca pentru a explica de ce bazele astea teoretice sunt importante. Pentru că aud foarte multă lume în România se plânge că nu facem lucruri aplicate practice în liceu. Și pentru mine asta n-a fost mare problemă, că mi-a plăcut teoria, dar înțeleg că fiecare în felul lui și că partea, dacă vezi aplicații ajută, dacă vezi mentori, dacă vezi oameni care au realizat ceva, dacă vezi oameni când ești clasa a 3-a, a 4-a, a 5-a și vrei să fii ca ei și te întrebi ce trebuie să faci, ai o traiectorie mai ușoară și mai bună. Da, educația în robotică, făcută cum ar veni, dar cu grijă, pentru că e totuși, majoritatea lucrurilor sunt avansate, deci trebuie alese lucruri cum ar veni speciale, care sunt unele lucruri care se înțeleg foarte ușor și sunt unele lucruri care necesită mai o matematică mai avansată, care învățăm mai în facultate și așa mai departe. Adică cred că se poate și cred că e foarte bine și mi-ar plăcea să văd asta și vă rog să mă țin la curent. Dar trebuie ales în oarecum domeniile și mi-ar plăcea să nu fie numai despre partea de construire a roboților, ci să fie și pe partea de informatică și algoritmică. Ok. Roxana, am o singură rugăminte, să știi că se face microfonie și după fiecare întrebare o să te pun pe mult și după aceea o să te dau înapoi, da? Ok. Legat de temerea majorității oamenilor în terminarea joburilor, înlocuirea și automatizarea oricărui task, care este cea mai mare temere a ta legat de subiectul ăsta? Cred că am două. Una e legată de ceea ce se numește income redistribution. Dacă avem roboți care fac totul, tot ce este direct, mă refer la resurse. Nu? Dacă avem roboți care fac mâncare, îmbrăcăminte, construcție, medicină și așa mai departe. Și încă o dată vreau să accentuez faptul că suntem tare departe. Dar dacă să ajungem acolo, acei roboți vor fi controlați de foarte puțini oameni, de o mână de oameni. Și întrebarea e ce fac restul. Și atunci trebuie să avem sisteme puse la punct. Economia nu mai funcționează în modul tradițional în care a funcționat până acum. Trebuie să avem sisteme puse la punct pentru income redistribution, pentru chestii de genul ăsta. Adică trebuie să împărțim resursele. Și într-un fel, nu știu dacă e o temere, că am mare încredere că o să putem să facem asta, dar pot să văd și o societate de-asta dystopian în care
în care lucrurile nu au mers chiar cum ar trebui și avem oameni mulți nemulțumiți și așa mai departe. Da, în afară de asta, o să fie într-un fel o fază, faza cu roboții în partea militară. O să fie, cum ar veni, o perioadă intermediară în care oamenii o să lupte împotriva roboților sau roboții să, da. Și chestiile astea nu-mi plac deloc, bineînțeles. Stuart Russell, colegul de aici, a organizat o petiție în care cei din inteligența artificială au cerut ca să nu se folosească, să facă un tratat în care toate țările să fie de acord să nu folosim arme autonome, complet autonome, care să facă decizii despre unde să tragă, pe cine să omoare, singure, fără intervenție umană. Deci numai să gândești tu la lucrurile astea. Și partea care mă bucură, îl apreciez foarte mult pe Stephen Hawking, îl apreciez foarte mult pe Elon Musk, dar partea care mă bucură e că din ce în ce mai mult oamenii chiar din domeniul din inteligența artificială încep să facă parte din discuția asta, care sunt mai bine informați de domeniu. Ok. Roxana? Da. Salut, Anca, mă numesc Marius. Aveam două întrebări, dar până la urmă ai deschis un topic interesant și vreau să continui pe discuția asta. Una ar fi, crezi că o să existe o barieră de comunicare cu inteligența artificială dacă inteligența artificială ajunge să itereze mai repede decât noi? Iterează deja mai repede decât noi. Bariera de comunicare depinde la ce te referi. Cred că, într-un fel, inteligența artificială rezolvă probleme și spune răspunsul. Și e la latitudinea ta în ce formă vrei răspunsul, nu? Că tu ești la latitudinea ta, adică la latitudinea celui care programează sistemul, nu neapărat la latitudinea celui care folosește sistemul. Dar bineînțeles că pe partea de interacțiune între inteligența artificială și oameni, ne gândim și la end user, ne gândim la numai pe cine face sistemul, ci cine folosește sistemul și vrem să ne asigurăm că modul în care ne uităm, spre exemplu, mai nou, încerc să pornesc un proiect în cercetare pe problema asta de cum ar putea un algoritm, un AI, să explice unui om soluția și să colaboreze cu omul să verifice că soluția este soluția potrivită. Adică, un lucru puțin știut, pe care l-am aflat, de fapt, destul de recent, este că, deși AI, roboții sunt mult mai buni la șah decât oamenii, chiar mai buni decât roboții sunt combinațiile între oameni și roboți. Când ai un om și un robot într-o echipă, reușești să bați și oamenii și să bați și roboții. Ceea ce mi se pare un lucru deosebit, nu? Adică, și asta este, spuneam că conduc un laborator care se cheamă Interactive Autonomy and Collaborative Technologies și emphasis pe interactive și pe collaborative. Că mi se pare că atunci când ne unim forțele și folosim un AI, este o unealtă și când o folosim în favoarea noastră, poate să fie o unealtă foarte puternică, dar trebuie să știm să o folosim și trebuie să o creăm într-un mod în care putem să comunicăm cu ea. Dar, nu știu, cel puțin deocamdată nu ne gândim că un sistem AI poate să-și dezvolte singur modul de a comunica cu oameni într-un mod complet aleatoriu și nu o să poată să comunice cu oamenii. Ne gândim că cei care creează sistemul sunt cei care se gândesc care o să fie interacțiunea, care o să fie interfața între om și robot, între om și AI. Ok. Între timp, mă auzi. A doua întrebare, că avem discuția mai devreme legată de probleme morale.
un pic din contextul discuției tale, orizontul pare, prima dată facem o zonă fundamentală, de cercetare fundamentală pentru interacțiune și încet, încet zona aplicativă o să fie un pic mai complicată. În schimb, chiar recent citeam un articol despre mașinile autonome și una dintre probleme este evitarea accidentelor. Și cum e decizia între a intra într-un grup de școlari, să zic, versus să-ți omori eventual șoferul care conduce, mă rog, nu conduce, dar care e mașină, versus să intri într-o mașină din față. Și există destule scenarii în care robotul trebuie să ia o decizie vis-a-vis de reducerea pierderilor de vieți umane, neapărat evitarea completă, că o să se ajungă la situații în care nu se poate evita. Și time frame-ul pentru asta e un pic mai scurt, nu ne pare să fie 5 ani. Din comunitatea științifică, cât de aproape există de un consens sau măcar de un progres în zona asta? Da, bună întrebare, să vă povestesc un pic despre mașinile autonome, de unde am început și unde sunt și unde se duc. Acum 20 de ani în laboratoare aveam mașini care se conduceau singure și care puteau să traverseze distanțe destul de mari. Erau prototipuri de cercetare. După ce prototipurile de cercetare a ajuns să fie suficient de avansate, atunci se duc către companii și Google a fost printre primele companii care au preluat, de fapt chiar de la Carnegie Mellon a angajat o groază de lume care... Pentru Carnegie Mellon pusese într-o altă competiție, v-am povestit un pic despre DARPA Robotics Challenge, înainte de asta a fost DARPA Grand Challenge și DARPA Urban Challenge, care a fost pe mașini autonome. Și Carnegie Mellon a luat locul 1 pe mașini autonome în Urban Challenge, așa că Google au angajat o groază de oameni care au lucrat pe proiectul ăla, i-au convins chiar să plece din academia și să se ducă la Google. Și pe partea asta entuziasmantă de ok, cercetarea pe care am făcut-o până acum chiar poate să tranziționeze către industrie. Și asta s-a întâmplat acum câțiva ani și de câțiva ani încoace Google mai nou, cam toate companiile de mașini au început să lucreze pe problema asta. Într-adevăr, Tesla a venit deja pe piață cu un eu îl numesc autopilot, un fel de assisted driving, că the human has to be in the loop still, adică omul trebuie să fie încă prezent ca șofer cu mâinile pe volan. Google ia varianta de nici măcar nu avem un volan, avem numai pasageri. Legat de ce mă întrebai tu în mod special de deciziile etice pe care mașinile autonome trebuie să le facă, am văzut foarte multe articole în presă despre asta și prima mea reacție a fost că asta e o întrebare care mi se pare că este pusă în special când nu știi exact cum funcționează sistemul și ai impresia că mașina știe mai multe decât chiar știe. În sensul că ca să ajungi vreodată să ai o decizie între omor 5 oameni în stânga sau omor 3 oameni în dreapta sau omor oameni de tipul ăsta versus oameni de tipul ăla, trebuie să știi foarte multe. Trebuie să știi câți oameni, trebuie să știi exact, mai important, trebuie să știi exact că dacă aplici în milisecundă aia o accelerație un pic către stânga, o să moară 3 oameni. Ceea ce este, this is a predictive model, adică trebuie să faci o prezicere despre ceea ce o să se întâmple, care e foarte, foarte greu de făcut în mod normal. Deci, mașinile de acum, de la Google, spre exemplu, nu încearcă să prezică câți oameni o să moară, pentru că e foarte, adică încearcă să au un fel de cost function, un obiectiv pe care îl optimizează, care e legat de trebuie să nu am coliziuni. Și câteodată este inevitabil să ai coliziuni și atunci ai obiective legate de să ai coliziuni mai ușoare sau iar optimizarea este optimizare locală, este optimizare globală, adică nu neapărat găsești, chiar dacă ai avea totul definit și știi exact ce se întâmplă, dacă faci stânga, dacă faci dreapta, dacă apeși pe frână numai atât versus numai atât, dacă știi exact perfect care este stadiul final,
oricum este un spațiu de căutare destul de mare unde nu poți neapărat să ajungi la soluția globală. Așa că modul în care, modul real în care funcționează, cel puțin or să funcționeze în anii următori, mașinile astea, or să fie bazate pe un obiectiv pe care încearcă să-l optimizeze și, bineînțeles, putem pune în problema care trebuie și obiectivul ăsta și pe modele destul de simple despre ce o să se întâmple. Știm când apăsăm pe frână unde o să fie mașina în jumate de secundă sau în 2000 de secunde. Asta avem un model destul de bun. Dar nu neapărat știm exact care este coliziunea fizică între mașina aia și mașina cealaltă. Are mașina cealaltă airbag-uri, se poate potreja între nu știu ce și nu știu ce. Adică astea sunt detalii pe care nu este realist să te gândești că o mașină autonomă le știe ca să poată să ia o decizie informată. Ok. Înțeleg, dar pur și simplu, dincolo de tehnic, de challenge tehnic, ideea era că dacă tu îi dai o metrică gen alege coliziunea cea mai mică, coliziunea cea mai mică legată de impactul asupra pasagerilor versus impactul asupra obiectului cu care se lovește, poate să fie o metrică pe care o optimizează foarte ușor greșit. Adică dacă am de ales între, nu știu, un copil, o să aleg din perspectiva metricii astea. Și întrebam strict dacă ai văzut discuții în zona asta, dar în zona mai degrabă de academia, nu neapărat în presă, că presa e plină de ele. Și întreb în contextul în care tu ziceai mai devreme că un interes al tău e mai degrabă interacțiunea o mașină și să nu ne uităm doar la dacă mașina are modelul predictiv capabil să facă asta. Că aici nu mai ține de model predictiv, ține și de morală, ține de ce acceptă societatea ca fiind o interacțiune normală într-o situație limită cu robotul respectiv. Da. Și într-adevăr, prezintă din soluție la situație limită și asta face parte din discuția generală pe care am avut-o despre artificial intelligence când vorbeam despre cum într-adevăr precizăm obiective pentru optimizare și odată suntem surprinși de soluții. Sau soluțiile la care ajungem în anumite cazuri nu sunt neapărat cele la care speram. Și că trebuie oarecum o interacțiune astfel încât oamenii să verifice ce se întâmplă. Răspunsul practic este că, într-un fel, e o tehnologie, e făcută să meargă bine in the average case sau în cele mai multe cazuri și asta este oarecum empirically determined, adică detectat sau determinat prin multe teste. Cazurile limită, fizica mea vrea să dorme un pahar cu apă, deci trebuie să mă ocup și de asta. Da, ziceam că astea sunt într-adevăr cazuri limită care într-adevăr poți greși. Speranța este că dacă te uiți la accidentele pe care le fac oamenii când conduc, și vreau să vă spun că locuiesc în California, lângă San Francisco, în San Francisco Bay Area, unde se conduce mult și se conduce pe distanțe, tot e împrăștiat. Silicon Valley este enorm, San Francisco e un oraș enorm și așa mai departe. Tot e împrăștiat. Se conduce mult. Lumea face de acasă până la muncă, când nu e trafic, 45 de minute, când ești blocat în trafic, o oră jumate. Da? Sunt accidente, sunt multe accidente. În fiecare zi sunt multe, multe accidente. Nu-mi doresc să stau la volan, nu-mi doresc să pot să fac altceva. Speranța este că ajungem la un moment dat, când o să fie lansate mașinile astea pe piață, o să ajungem ca, on average, să avem mai puține accidente, mai puține cazuri fatale, mai puține probleme cu mașini autonome decât avem cu oameni. Iar după trecem de pragul ăsta, într-adevăr putem să ne gândim la situații limită, să fie din ce în ce mai bine, din ce în ce mai corect. Dar partea principală, deocamdată, e cum
hai să nu ne gândim la situații care apar o dată, două pe an, să ne gândim la situații care apar de milion de ori pe zi și să facem în așa fel încât mașinile astea să se descurce mai bine decât să descurc oamenii, de să descurcă oamenii în mod general. Iar partea de interacțiune, că tot m-ai întrebat, vreau să spun câteva vorbe și despre asta, partea de sunt tare pasionată de partea asta de până acum am lucrat în manipulare destul de mult, am lucrat pe partea de navigare și pe partea de mașini autonome. Însă încep acum să lucrez și pe partea asta ca aplicație, pentru că același probleme pe care le avem când încercăm să curățăm masa cu un robot, același probleme fundamentale le avem și când avem o mașină care conduce pe drum și care trebuie să se coordoneze cu pietonii, cu alte mașini care poate încă mai au human drivers, șoferi care sunt oameni. Și trebuie să ținem și pasagerii din mașină să se simtă în siguranță și să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă sunt atenți, dacă nu sunt atenți, poate nu e important. Și astea sunt problemele care mă interesează pe mine, adică cum trebuie să, exact cum ai zis și tu, putem să mergem, să avem modele predictive destul de bune, putem să evităm colizii destul de bine. Următorul pas, cel puțin din punctul meu de vedere, este să ne gândim la cum își dă seama un pieton ce se întâmplă. Cum își dă seama un pieton că mașina îl lasă să treacă sau că l-a detectat sau ce trebuie să facă. Cum își dă seama un alt șofer la o intersecție că e rândul mașinii astea să treacă și o să treacă sau că îl așteptăm pe celălalt. Păi situațiile astea de în care noi, ca șoferi, ne uităm unul la altul, comunicăm destul de mult și comunicăm și prin a ne uita unul la altul și comunicăm și prin mișcare, adică la o intersecție, dacă eu încerc să încet să merg în față, înseamnă că vreau să mă duc și atunci tu apeși pe frână și mă lași să trec, sau te bagi și mai mult, da? Dar depinde de stilul de șofer. Dar ideea e că nu numai fața mea și că faptul că ți-am făcut cu mâna îți comunică ceva, ci și acțiunile robotului, acțiunile mașinii conduse de un om îți comunică mult și vrem ca și acțiunile robotului să comunice și să fim și să știm ce comunică și să avem control asupra ce comunică. Deci asta este cam partea de cercetare de care sunt eu interesat în domeniul ăsta de interacțiune om-robot pentru mașini autonome. Ok, mersi foarte mult. Cred că am tendința să hijackuiesc meeting-ul, așa că o să mă opresc cu asta și o să revin la prima mea întrebare și care era și de fapt singura întrebare la început. Și anume, eu am predat un pic și pe la facultate și acum lucru într-un startup și sunt și pasionat de tehnologie și vreau să fac un science center și am un interes global vis-a-vis de comunitatea locală. Și comunitatea locală fie irosește fonduri de cercetare pe teme de cercetare care au fost cercetate sau care n-au relevanță, fie irosește poate talentul unor copii pentru că nu reacționează unde trebuie. Acum nu mă refer că e doar gri, e câteodată și foarte frumos și câteodată e foarte roz, dar tu ești un exemplu de roz, de exemplu, da? Ai plecat dintr-o astfel de comunitate. Ideea este, eu cred cu tărie că se pot găsi niște canale de comunicare și de colaborare. Și când zic colaborare, e foarte puțin probabil ca noi să avem un impact asupra cercetării pe care o faceți la nivel fundamental. În schimb, există totdeauna diferite modele alternative care merită validate sau invalidate. Există rezultate experimentale care merită testate, dar care nu ai timp să le testezi. Și cred că decât să avem un model competitiv între o resursă care nu poate să pună, să aducă valoare și face competiție cu o resursă care are tot ce are nevoie, în cazul ăsta să luăm UTCN versus Berkeley, de exemplu, mai bine am avea un model colaborativ unde colectivul care nu are capacitate ajută la chestiile mai mici pe care colectivul care are capacitate nu are timp să le facă. Și deși au sunat foarte abstract și complicat, întrebarea simplă e dacă vezi un model colaborativ între comunități cum Inclusion Makers
și pasionați sau chiar comunități de cercetare locale și eforturile pe care le faci strict tu, nu neapărat o chestie generică la nivel de universități? Cred că întrebarea asta ar fi cea mai bună, ar fi cea mai bine răspunsă. M-am întors din Mexic de Revelion cu Dida Mai Răceala. Cred că întrebarea asta ar avea un răspuns mai clar dacă ne-am uitat la, împreună la anumite articole pe care le-am scris și ne-am gândit în mod concret ce dintre oamenii de acolo, ce ar fi interesat să facă legat de asta sau ce ar fi, care ar fi, cum ar veni următorii pași. Într-adevăr, avem nevoie de anumite lucruri care, de care nu avem timp și care se pot face la distanță, oarecum. Și pot să mă gândesc un exemplu de genul ăsta și ar fi tare fain dacă am avea mai mulți oameni care ar putea să, care ar putea să ne ajute cu treburile astea. Și pe partea de testare, cum ai zis tu, și pe partea de implementarea infrastructurii, adică eu un lucru pe care robotica în special necesită este că ca să testez eu un algoritm de planificare a mișcării, trebuie să-l testez pe un robot care trebuie să facă și perception, și navigation, și de toate. Da? Deci trebuie ca și controls, despre care nu prea am vorbit azi. Și toate elementele astea trebuie să funcționeze ca și să fie state of the art, numai că eu cercetare numai pe unul dintre elementele astea îl fac și ipoteza mea științifică e legată numai de unul dintre chestiile astea, dar trebuie să le fac pe toate ca să pot să testez ipoteza. Așa că ăsta e un lucru destul de mare de care avem nevoie în general, de oameni care sunt pasionați de a crea, a ne ajuta cu infrastructura asta. Pentru că în principal avem doctoranți care, doctoranții vor să publice articole și să facă știință și orice, fiecare moment pe care îl petrec făcând altceva, iau din timpul lor și sunt, cum ziceam, oameni foarte calificați care cu timp destul de prețios și ne-ar plăcea să avem mai mult ajutor. Mă gândesc că partea bună într-o situație de colaborare de genul ăsta este că doctoranții de aici pot ajuta oamenii de acolo, fie doctoranți, fie studenți, fie cu cine vorbim, pentru a cunoaște ce înseamnă state of the art în celelalte domenii, nu? Pentru că pentru a crea infrastructura asta, bineînțeles că trebuie să fii pus la curent cu teoria, cu cele mai recente publicații și așa mai departe. Deci cred că e o experiență cum ar veni beneficială în ambele părți. Da, putem să vorbim mai mult despre treaba asta offline. Ok, mersi. O să vorbesc cu Roxana să intrăm în contact. Dar focusul numai ca să fie clar, n-aș vrea să mergem în zona de publishing, acolo incentivul este total diferite, ci pur și simplu exact ce ai zis tu. Dacă putem face un motoraj care să valideze o chestie pe zona de control sau ceva, putem să vedem dacă există capacitate aici. Ceva de genul. Ok, mersi mult. Da, mulțumim și noi. Să știi că, Anca, că sunt foarte multe întrebări care au venit pe chat. Acum o să mergem către Dan Tudose. Dan, în câteva cuvinte, este profesor la Universitatea Politehnică din București. Predă ceva legat de Embedded Systems și a lucrat la VectorWatch. VectorWatch este un smartwatch creație românească, el a făcut partea tehnică și are câteva întrebări ceva mai tehnice. Dan, ne auzi? Da. Salut, bună, Anca. Salut. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, a fost foarte interesant. Sorry, sunt și eu un pic răcit, așa că s-ar putea să mă auziți cătușesc la un moment dat. Bun, păi ce să zic, hai să te întreb niște chestii legate de partea tehnică. Am văzut că lucrez cu foarte mulți roboți acolo, e foarte interesant și noi în laborator folosim roboții. În parte îi folosim pentru, au un scop educațional, studenții cu care lucrăm noi îi construiesc, apoi participă cu ei la concursuri de robotică și sunt vreo 4-5 mari concursuri de robotică în România și pe Europa la care
participăm aproape în fiecare an. După aia îi construim ca să avem drept suport pentru experimentele noastre. De exemplu, noi construim drone, acum quadcoptere, hexacoptere, pe care le folosim să achiziționăm date din mediu. Unul din proiectele mele de cercetare era legat de măsurarea poluării, concentrației de gaze la nivelul unui oraș și cum se dispersează gazele poluante pe suprafața unui oraș. Și sunt drone în misiuni din astea autonome, semi-autonome, tocmai ca să măsurăm concentrația poluanților respectivi. O întrebare ar fi legată de partea de procesare on board. Cât de multă procesare on board fac roboții pe care îi folosești tu și dacă, nu știu, îi legi cumva la un cluster unde faci acolo number crunching-ul sau fac foarte multă procesare on board? Deocamdată, pe ce am folosit eu, toată procesarea e on board. Dar există și termenul ăsta de cloud robotics. Un coleg, Ken Goldberg, este specialist în partea asta și el se ocupă de cum putem să distribuim procesarea. Dar pentru mine, deocamdată, toată procesarea a fost on board. Pentru că ne uităm la durate de timp foarte mici, adică la control și la motion planning, când trebuie să te miști și să continui să te miști imediat. Și cam ce volum de date de intrare de la senzor aveți? Adică e mare, mega, giga? Cam cum arată? Depinde, bineînțeles, de senzori. Avem un point cloud de la câteodată, de fapt, am uitat să precizez asta, de ceva vreme încoace, de când Microsoft a ieșit cu Kinect, am schimbat robotica, în sensul că aveam chestii care erau ca și Kinect-ul până atunci, numai că nu costau $100, costau $1000. Da, și pentru noi a fost un challenge să avem. Și acum avem Kinect-uri peste tot, adică e un laborator în care avem Kinect-uri și pe pereți, pe toți pereții, sunt numai Kinect-uri să te recunoască absolut în orice postură stai. Da. Și și avem point cloud-uri de la Kinect, avem de obicei și o cameră de mai mare rezoluție, avem un și în afară, cred că astea sunt părțile de senzori care consumă mult ca volum de date. Mai foloseam un mod de localizare care care face multă procesare on board, embedded, și comunică cu robotul numai datele finale. Și după aia, bineînțeles, sunt senzorii din brațe, sunt senzorii care îți spun despre cât torc ai în fiecare joint și senzori care spun exact cu foarte mare precizie la cât radiant este fiecare degree of freedom. Deci cred că partea vizuală și dacă ai un spinning laser sau ceva de genul ăsta, partea de LiDAR, astea sunt care au cel mai mare volum de date. Ai vreodată o problemă că nu rula destul de real-time algoritmul din cauza asta sau din cauza necesităților de procesare? Am avut problemă că algoritmul nu rula în real-time, numai că pentru mine personal nu din cauza asta, dar asta e numai pentru că cercetarea mea e mai mult pe partea de planning și nu pe partea de perception, iar partea, sunt alți algoritmi care se ocupă de partea de perception și oamenii care lucrează pe partea asta sunt oamenii care se ocupă cu cum procesăm toate și cum facem sensor fusion. Asta e o mare problemă când ai senzori de multe tipuri care îți comunică date și trebuie să ai să compui o imagine a lumii, a environmentului în kind of in real time, combinând toate senzorii. Pe mine personal,
e mai mult partea de optimizare în spații enorme, care asta e, încercăm să facem asta mai rapid. Probabil că știi despre un concept din control sau artificial intelligence care se cheamă partially observable Markov decision process. Multe dintre lucrurile care ne ocupăm sunt caracterizate ca POMDP și interactable și ne încercăm caz pentru fiecare domeniu să găsim aproximări potrivite ca să putem să rulăm, nu neapărat în real-time, dar aproape de real-time. Foarte fain. Care e aplicabilitatea, spre ce domeniu de aplicabilitate practică marșează cercetarea ta, în general? Ai zice că e assistive robotics sau e un domeniu mai larg aici? Încerc să am mai multe domenii de aplicație, pentru că, după cum spuneam, încerc să mă acces pe o teorie mai fundamentală care tehnic ar trebui să fie aplicabilă către diverse platforme. Momentan mă uit la assistive robotics, într-adevăr, wheelchair mountable arms, și colaborez cu un spital de pediatric de aici. Și pe lângă asta încep să mă uit un pic la mașini autonome, la interacțiunea dintre oameni și mașini autonome ca altă aplicație, și întotdeauna îmi rămâne dragă partea asta de cum a fost robotul ăla pe care vi l-am arătat cu două brațe, mobile manipulator, care ori poți să te gândești la așa roboți, ori în casele oamenilor, personal robotics, întotdeauna mi-a fost dragă aplicația asta, tot pentru interval assistive, tot pentru quality of life, dar și pentru manufacturing. Ok, foarte fain. Mai ales că, cel puțin din ce știu, în Japonia, de exemplu, e o populație pe un spor natural foarte scăzut, o populație foarte îmbătrânită, și din cauza asta aruncă foarte mulți bani în assistive robotics, în research în assistive robotics. La populația că tot prin lume îmbătrânește și avem proiectate că by 2020 până în 2020 o să se leze ca procent, e o problemă destul de mare. Și într-adevăr, Japonia este una dintre țările care sunt, Japonia, Singapore, sunt țările care sunt cele mai avem cele mai speriate, care investesc cel mai mult în treaba asta. Da, asta la un moment dat pune și niște probleme de natură practică, etică, de exemplu, dacă avea un robot care te-ar ajuta în bucătărie, sau, mă rog, asta, hai să zicem, într-un viitor foarte îndepărtat, undeva probabil 30-50 de ani de acum, cum îl programezi pe robotul ăla să, nu știu, să distingă între pisică și masa pe care trebuie să o gătească și să nu spună pisica în cuptor, de exemplu? Da. Sau cât de etică la un moment dat? Cursul... povesteam la început că predau inteligența artificială, dar și predau un fel de boutique course cu Stuart Russell, care este cam pe tema asta de value alignment. Cum facem ca roboții să aibă the right cost function cu care să fim de acord. E într-adevăr o problemă complicată, nu? Adică orice poate să se întâmple. Momentan, modul în care funcționează lucrurile e că specificăm destul de mult cu partea de task planning, punem destul de mult cum ar veni domain knowledge, și nu s-ar întâmpla chestii de genul ăsta, dar te-ai gândit că la un moment dat ai vrea ca totul să fie derivat din first principles cumva, de către robot. Nu știu cât de realistic e partea asta, dar în situația aia, bineînțeles, care este importantă. Mai mult decât legile lui Asimov, să pui etică și multe morale în interiorul robot, deja de domeniul SF-ului, momentul de față, și pentru noi, cercetători. Da, și gândesc că, într-un fel, de foarte rare ori o să-i spui unui robot, pregătește-mă masă, și robotul o să aibă în spațiu de acțiuni pe care poate să le ia ceva legat de pisică. Adică trebuie să structurăm problema destul de mult încât să putem să facem căutare, pentru problema asta se cheamă task and motion planning, când rezolvăm partea de
ce acțiuni discrete trebuie să luăm și ce mișcări trebuie să facem pentru acțiunile discrete în același timp. Cu motion planning, adică planificarea mișcării, e complicată deja. Partea de clasă, motion planning, e și mai complicată și deocamdată structurăm problema destul de mult. La un moment dat, poate nu o să mai fie așa și la un moment dat o să trebuiască să derivăm cum ar veni spațiul de acțiuni posibile și atunci îmi pare eu că foarte mult o să fie luat din învățarea automată, unde speranța este că dacă niciun om n-a prăjit o pisică până acum, poate nici robotul n-o să prăjească o pisică, dar e destul de departe în viitor, într-adevăr. Da, cu niște algoritmi de image recognition și object detection mai bun decât are Google acum. Asta e clar. Bine, Anca, mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru răspunsul. Foarte bine să am la cineva de la Politehnică, unde trebuia eu să mă duc așa în liceu înainte să aplic în străinătate. Da, e și aici un mic hub de cercetare pe artificial intelligence. Eu sunt implicat mai mult în partea asta de robotică, de construit roboți. Mă interesează foarte mult partea de cum îi faci, cum funcționează. Sunt mai pe engineering, dar avem un colectiv adică destul de... Adică departe de treaba asta, adică cumpăr un robot sau lucrez o companie... Programez după aceea. Da, și... Ne ocupăm numai de partea de algoritm, dar da, nici noi în colectiv destul de pe partea. Da. Ok. Da. Mulțumesc. Mai bine. Da, mulțumim, Dan. Ca idee să știi că o parte foarte importantă din audiența noastră este formată din doctoranzi de la Politehnică sau cu studii în robotică. Chiar avem și salutări de la Ecole Polytechnique din Lausanne. Mulțumim și noi că ne auziți. O să avem foarte multe întrebări, cum ți-am spus. O să încerc să trecem prin ele cu răspunsuri, dacă se poate, mai scurte. Aș vrea să te întreb dacă cunoști și alți români care lucrează în robotică din Statele Unite sau nu numai, dacă ne poți spune și nouă câteva nume, dacă o cunoști, chiar aveam o curiozitate cu Dan, dacă o cunoști pe Daniela Rus de la MIT. Da, bineînțeles. Ok. Da, Daniela Rus este probabil primul nume care îmi vine în minte, e director CSAIL la MIT și eu știu de destul de multă vreme, de vreo 6 ani. De când am de pe la conferință, nu din altă parte. În afară de Daniela, sunt destul de mulți români, chiar la un moment dat îmi zicea cineva că ce se întâmplă cu România, de ce sunt români așa de buni la robotică. Mihai Ciocărlie, Rad Bogdan Rusu, sper să nu cred că o să uit o groază, dar într-adevăr, sunt destul de multe nume robotică. O parte din ei au lucrat la compania asta Willow Garage, care a existat pentru ceva vreme de un filantrop care a donat o groază de bani pentru cercetare în robotică la nivel industrial și i-au creat două lucruri tare importante. Una a fost Robot Operating System și alta a fost robotul acela PR2 pe care vi l-am arătat la un moment dat. Mă rog, am zis că vorbim mai scurt. Deci, da, sunt români în robotică, e foarte mișto că ne întâlnim la conferințe tot timpul și sunt în adevăr apreciat și lumea își dă seama că și lumea mă întreabă cum se face că sunt atât de mulți români, nu numai în robotică, ci și în informatică. Și vreau să spun că am colegi din departament, nu în robotică, dar în informatică, care sunt români, 3. Raluca Dapopa este unul dintre ei, lucrează în securitate, am început împreună în același timp. Ea a fost angajată anul trecut, dar a amânat un an și încă 2. Deci sunt români în informatică și mă bucur. Da, ne-am bucurat foarte mult dacă ne-ai recomandat și nouă persoane de genul acesta, tocmai pentru ca la conferințele următoare să îi invităm să ne vorbească.
Apoi aș vrea să ne spui legat de competițiile de roboți pentru copii și aici aș face referire la competiția, dacă o cunoști, US First, First Robotics. Pentru cei care nu cunosc, First Robotics este o competiție care se adresează copiilor de la 7 ani, cu vârste de la 7 ani până la 19, și care oferă, probabil este cea mai importantă competiție la nivelul Statelor Unite sau una dintre cele mai importante. Da, este o competiție foarte populară în licee aici. Au de obicei mentori studenți din facultate. Aici la Berkeley avem câteva echipe, ne-am luat încă legătura cu ele, dar avem și un program foarte fain care se cheamă Pioneers in Engineering, care încearcă să facă un fel de low-cost version, un fel de competiție First Robotics care nu necesită aceleași fonduri pe care le necesită First. Și au un program pilot deocamdată la Berkeley și le extind la alte două universități și mă gândesc oarecum că poate dacă în câțiva ani, când am mai multă experiență în a rula programele astea în alte locuri, poate i aducem și prin România, ar fi fain. Da, o idee pe care am discutat-o cu domnul Emilone a fost aceea ca să încercăm pe termen mediu să organizăm competiții de robotică în România cu calificare la fazele internaționale în Statele Unite. Și dacă ne putea ajuta, ar fi foarte, foarte interesant. După aceea, spuneai ceva despre oportunități în robotică. Domnul Rici, vreți? Dacă o secundă. Despre oportunitățile din robotică, care consideri tu că sunt în momentul de față oportunitățile pe partea aceasta de robotică? În dezvoltare. Oportunitățile în sensul de ce se întâmplă în următorii ani, Da, da, o să da. vedem în În următorii imediat apropiat. ani. Da, o să vedem. Am discutat despre treaba asta destul de mult, mașini autonome. Asta există, se întâmplă, vine destul de repede. A început să vină deja. Am fost în mașina de la Google. A fost o experiență. Pentru cineva din robotică a fost o experiență absolut minunată, pentru că știi ce se întâmplă, știi nu neapărat toate detaliile, dar știi algoritmii care funcționează și vezi că iau deciziile corecte, la timpul corect, e absolut funcțional. Deci asta o să se întâmple. Alt lucru care se întâmplă deja este chirurgia, deocamdată e teleghidată. Dar cred că din ce în ce mai mult o să mergem către, dacă v-am zis, spectrumul ăla între teleoperation și autonomy, cred că o să mergem din ce în ce mai mult să putem să facem lucruri simple, ca să nu trebuiască chirurgul să ghideze absolut tot. Cred că o să vedem interfețe haptice, haptice sunt sigur că nu este un cuvânt, haptic interfaces. Care îți transmit forțe înapoi ca să poți să te leghidezi într-un mod mai bun. În alte domenii, deja am început să vedem cărucioare cu rotile care sunt autonome, semi-autonome, brațe robotice care pot să ajute, roboți în domeniul de rehabilitation și physical therapy. Cred că astea sunt printre și din ce în ce mai mult în manufacturing vedem că vrem să scoatem roboții din cuști unde sunt complet izolați și să putem să facem lucruri mai complexe. Și cred că e un domeniu bun pentru că nu trebuie să treci de la mișcări preplanificate la mișcări complet autonome care se schimbă tot timpul, că e un pas intermediar unde poți să faci lucruri. Se schimbă o piesă într-un anumit fel, poți să te adaptezi, dacă se schimbă prea mult, nu mai poți să te adaptezi și trebuie să reprogramezi și asta e ok. Și cred că astea sunt câteva dintre domeniile unde vedem multe progrese. Mă uit în Silicon Valley ce se întâmplă
mult aici, pe lângă ce am precizat până acum, sunt dronele, sau nu știu de când, mă rog, unmanned aerial vehicles, quad rotors, sunt foarte populare și destul de multe companii încearcă să facă lucruri cu quad rotors, în special legate de cinematografie, într-un fel, de a lua imagini, a face fotografii pentru sport, este un fel de GoPro, dar care te urmărește singur și așa mai departe. Ok. Salutări văd aici și de la Clubul de Robotică, de la Colegiul Național Dragoș Vodă din Câmpul Lung și de la Societatea Științifică SICNUS din Suceava, unde au și acolo un club foarte interesant de robotică, la Universitatea din Suceava. Dacă mai este, aș vrea să intrăm și cu domnul Horea Cărămizaru. A avut o întrebare destul de lungă pe care aș vrea să s-o adreseze, dacă ne aude. Bun, mai este o întrebare, dacă ne aude o să poată să intre, legată de cum sunt dați roboții pe Marte, da? Cum pot fi controlați la asemenea distanță față de Pământ? Da, eu distanță de, din câte am înțeles, 18-20 de minute. Deci NASA are un robot, o replică la Curiosity, care e locală și foarte multe teste se fac pe robotul ăla până când sunt transmise datele către Marte. Deci nu este teleghidare în timp real, primiți un set de comenzi, după aceea ce se întâmplă, primiți alt set de comenzi, după ce se întâmplă și pun pariu că au un anumit nivel de autonomie. Sau cel puțin știu că vorbeam cu cei de la JPL că în mod clar lucrează către asta, nu știu exact cât de mult a ajuns pe Curiosity. Partea cu NASA este atât de scump să pui un robot pe Marte. Bineînțeles că nu acceptă cod decât care este verificat și ultra-verificat și re-verificat. Deci nu neapărat au cele mai avansate metode, dar sunt convinsă că au un anumit nivel de autonomie. Și aici mă refer la faptul că sunt diferite niveluri la care poți să teleghidezi un robot, nu? Să ne gândim la un braț robotic. Poți să-i spui jointul ăsta la 30,4 grade și jointul ăsta mișcă-l în direcția aia cu 2 grade și așa mai departe. Asta este un mod, e foarte tedious, time consuming. Există alte moduri în care poți să zici, de exemplu, uite-te numai la mână și mergi la stânga, mergi la dreapta și atunci te întrebi ce se întâmplă cu gradele redundante de libertate. Dar există diferite moduri la care poți să teleghidezi roboții care îți permit să teleghidezi cu mai multă, au un nivel mai mare de inteligență. Practic nu le dai mură în gură absolut tot, le dai numai un pic, la un nivel mai înalt și își derivează singur legile de control ca să poată să realizeze comanda respectivă. Ok, dacă acum ne aude Horia. Vă aud, vă aud. Da. Bun, mi-a venit impresia că nu o să pot să spun ceva. Anyway, da, primul lucru, destul de mult poate remuși în tarin, în fine, cumva lucrez pe chestia asta mult de față și mă interesează să știu dacă partea de, dacă te-ai interesat partea de time optimal motion planning, adică practic să determini un timp optim pentru o anumită safety area. Pentru că, în general, asta e o problemă care nu este încă rezolvată din câte știu. Adică nu e o soluție bună și, în fine, cam toate companiile robotice își bat capul cu ea, în momentul de față, pentru roboți industriali, în principiu. Da, adică, deci, mă interesează care e interesul tău de probleme de genul acesta.
Bun, mulțumesc. Time after motion planning, într-adevăr, putem să rezolvăm prin căutare locală și optimizare locală, dar nu prin optimizare, optimizare globală. Și mai este o problemă și atunci ne gândim unde să inițializăm și facem cercetare pe treaba de unde ar trebui, în ce bazin de atracție. Știu că traduc anumite lucruri motamo și nu este chiar bine, dar și probabil sunt termeni tehnici în română care sunt cu totul alții. Dar ne gândim cum să inițializăm, din ce soluții să inițializăm ca să poată algoritmul să local să se ducă către soluția corectă. Am un coleg, de fapt, logornicul meu este tot în robotică și face cercetare și el lucrează pe o problemă oarecum asemănătoare. Se gândește la time optimal motion planning din sensul cât o să dureze să planificăm, cât o să dureze să executăm. Deci nu numai la execution time, dar combinând planning time cu execution time. Și cu mare plăcere în legătură. Mulțumim și mai avem acum întrebări. Revenim la Cluj, unde Tudor mai are... Tudor, ne auzi? O secundă că... Da, vă auzim. Ok, bun. Te rog. Salut, sunt Cristian, colegul lui Tudor. Noi suntem de la Cluj Hub, dar eu specific mă ocup de Startup Transilvania, în cadrul căruia avem un program de accelerare. Și întrebarea mea vine în zona de produse mai comerciale, cumva legată de Autonomous Car. Avem un startup care a pornit de la o idee, dar a reușit destul de repede să ia și un prim seed funding, care merge să trateze partea de parcări prin image recognition. Și aici vreau să vedem dacă ar fi două direcții. Pe de o parte, partea de research la care ai avut tu acces până acum și ce ar putea fi împărtășit din direcția unor integrări ale unor astfel de use case-uri în autonomous car care este developed de un stakeholder sau de altul, sau cum s-ar putea face aceste integrări post. Pentru că din studiile noastre sunt foarte puțini jucători în această zonă și nimeni până acum nu a făcut încă soluția pe care o facem noi, pe care credem că este mai reliable. Deci una e legată, sau deschid discuția pe două direcții, pentru acum, dar și pentru mai departe. Accesul de market trend sau know-how asupra market trendurilor pe care le vezi tu în zona de aplicații pentru autonomous car și doi, partea tehnologică de image processing despre care vreau să te pun în legătură cu colegul meu și să ajungem poate să share-uim acel know-how pe care l-am construit noi până acum fiind să fie disponibil în ambele direcții. Ok. Da, nu sunt la curent cu ce se întâmplă pe zona de parcare. Știu că dacă îmi cumpăr o Toyota nouă, se cam parchează singură, dar într-adevăr nu știu cât de reliable și nu sunt la curent cu care este state of the art acolo. Deci am încredere în voi că aveți o metodă care este mai robustă. Cred că din punctul de vedere a vă integra într-un sistem cel mai ușor este să alegeți o companie cu care să colaborați. Spre exemplu, sunt tare multe care au institute de cercetare în Silicon Valley. Nissan, Toyota, Ford și mai departe. În principiu, cred că dacă le-ați atrage atenția, ei v-ar putea ajuta să vă spună mai multe despre cum puteți să vă integrați în sistemul lor. Pentru că așa că dacă eu ca end user îmi cumpăr o mașină și downloadez aplicația voastră și deodată mașina se parchează singură, cred că asta este destul de greu de făcut din punct de vedere legal, pentru că sunt destul de multe safety regulations and safety issues care o să prevină și cei de la Ford, Nissan, etc.
nu o să dea acces end-userului să-și downloadeze aplicații de la third-party users. Deci ar trebui cum ar veni, oarecum, nu știu dacă am înțeles bine întrebarea ta, dar din câte am înțeles, ar trebui oarecum destul de repede să vă creați un parteneriat strategic, măcar cu una dintre playerii mari din autonomous driving. Soluția noastră funcționează gen Waze, dar nu pe traffic, ci pe parking. Discovery și discovery de free parking places și feeding-ul lor către un pool of users. Deci da, m-am gândit la cu totul altă. M-am gândit la parcarea. Da. Am înțeles. Bun, da, știu că e mare problemă mare în San Francisco cu treaba asta și că la un moment dat oamenii au făcut o aplicație ca să rezervi un loc de parcare și să plătești pentru el, că stă cine altcineva să ți-l țină. Soluție de hack, dacă au fost declarați ilegali în cursul anului ăsta. Exact, da. Pe partea asta nu mă pricep, nu știu ce să spun, e complet în afara competenței mele. Dar într-adevăr, da, adică mi se pare că în cazul ăsta mergeți înainte și de integrat într-un fel puteți să vă uitați cum să puteți aveți o aplicație standalone sau puteți să vă integrați în cum ar veni Waze sau ceva de genul ăsta care este destul de folosită peste tot. Și atunci nu știu cine a cumpărat Waze, nu știu, dar a cumpărat cineva, nu? Și ar putea să vorbiți cu ei. Google au cumpărat Waze. Google a cumpărat, da. Deci, nu este chiar apropiat de domeniul meu și nu prea mă pricep să vă sfătuiesc așa mai mult decât să zic că dacă ar fi un feature a unei aplicații deja existente și adoptate de foarte mult, e mult mai ușor, dar asta știți și voi. Ok. Ține legătura și pe partea mai tehnologică, poate în zona de image processing, prin tine sau poate alte cunoștințe ale tale care ar putea să fie niște contributori în direcția asta. Cool. Mulțumim tare mult. Mulțumim mai multe detalii de exact ce fel de image processing o să mă gândesc la care sunt oamenii cei mai apropiați. Mm-hmm. Cool. Mulțumim tare mult. Ok. Mai sunt întrebări de la Cluj Hub? Nu, atât. Ok. Bine, vă mulțumim mult. Anca, vreau să-ți mulțumesc și eu foarte mult. Dacă mai ai ceva să ne mai spui așa în încheiere, ne face mare plăcere și după aceea o să anunț eu faptul că pentru fiecare locație cu care noi am colaborat acum, le vom trimite 3 cărți. Sunt de robotică. Una este legată de Arduino pentru începători, cu 20 de proiecte de Arduino și scheme complete, precum și codul sursă. Altă carte legată de tot de proiecte de Arduino și una ceva mai avansată de elemente de sisteme embedded cu elemente practice de bază în dezvoltarea sistemelor cu microprocesoare integrate. Da? Nu uitați de cartea de inteligență artificială. Exact. Da. Ce vreau să vă mulțumesc tuturor că ați venit sâmbătă dimineața din zori. Așa ca mesaje, n-am decât să zic elevilor să se țină de carte și să aprecieze matematica din liceele române și numai matematica și fizica și informatica, cum ziceam, să se face carte bine și să le spun numai că un singur lucru am învățat și anume că niciodată nu subestimez cât contează ambiția și cât contează dorința de a face ceva în plus și să trăduim foarte mult pentru asta. Nu cred că am ajuns la internaționala de mate, n-am fost în niciun mod mai strălucit decât alți români. Dar cred că poate ce am avut a fost o ambiție puțin mai mare.
Asta una la mână. Și profesorilor care se uită la noi să le transmit că mentorii sunt tare importanți și mi se pare că este într-adevăr rolul mentorilor să-și împingă copiii, elevii să facă din ce în ce mai mult și să le dea idei despre ce ar putea să facă și unde să se ducă și să nu uite asta că pentru mine cel puțin a fost tare importantă treaba asta. Și să nu vă mai temeți de robotică, că încercăm să facem lucruri bune pentru omenire, ne străduim. Ok. Îți mulțumim și noi, îți mulțumim că ai acceptat chiar să stai puțin mai mult decât am stabilit și știu că la tine este foarte târziu. Îți mulțumim încă o dată și mulțumim pentru vizionare și ne auzim data viitoare.